Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs la evenimentul de astăzi, care este prilejuit de prezentarea raportului de stare a țării. Țin să menționez că raportul de stare a țării este un produs comun al Centrului Analitic Independent Expert Group și al Fundației Friedrich Ebert și este la cea de-a 12-a ediție. În continuare vom face prezentarea principalelor constatări și recomandări ale studiului, după care vom oferi cuvântul domnilor, stimaților invitați care au fost rugați să comenteze pe marginea recomandărilor studiului, după care vom lansa sesiunea de discuții, nu înainte însă ca să-i ofer cuvântul domnului Felix Het pentru un cuvânt de salut. Domnul Felix Het este reprezentantul Fundației Friedrich Ebert pentru Ucraina și Republica Moldova. Ok, good morning everybody. Bună dimineața tuturor și vă salut la acest eveniment din inițierea raportului de țară 2022. Eu sunt nou reprezentant al Friedrich Ebert Stiftung pentru Ucraina și Moldova. De obicei, eu stau la Kiev cu oficiu, dar din cauza acestor circunstanțelor cunoscute, eu acum mai mult călătoresc și familia mea este în Georgia, la oficiul meu precedent, unde am fost 5 ani. Ca reprezentant iarăși pentru Cacao de Sud. Eu mă bucur foarte mult să fiu aici la acest eveniment de inițiere, pentru că eu cred că raportul de situația țării în această 12 ediție este important. Și când ne pregătim pentru această activitate, resursa importantă era precedentele ediții, ca să înțeleg mai bine Moldova, să înțeleg mai bine provocările, sfidările și să urmăresc discuțiile de evoluția țării. Deci este, eu cred că, o mare activitate și eu mă bucur că putem continua și anul ăsta să o facem și abia aștept când e răbdare să văd care au fost rezultate. Vreau să fac niște rezultate foarte generale, două la număr, pentru că fără cunoaștere, adică ca să nu mă uit la principalele, să nu le examinez precedentele ediții, nu pot să pretind că pot să cunosc mai multe despre Moldova. De ce pot să face, dacă nu fac asta, fac niște generale, brevașe generale. Dar un lucru, cred că o provocare pentru astfel de evenimente și discuții și astfel de rapoarte, provocarea generală, este să fie foarte critică pentru propriul guvern, ca să indici lucruri care ar putea fi făcute mai bine și în același timp să ai înțelegere a provocărilor și a problemelor care sunt mari și eu cred că ele sunt într-adevăr mari în fața oricărui guvern și pentru mine și dumneavoastră și cu oricine alții care ar fi acum la guvernare. Oricine ar avea multe probleme și îngrijorări, preocupări cu privire la cum să face asta sau ce. Deci eu cred că pentru mine, unul din principale funcționalități ale lucrului meu la Stiftung este de asemenea să măresc, să contribui la o mai bună înțelegere comună, mutuală, de la diferite părți, actori ai societății, societății civile, cei din afaceri, guvern, ce anume, nu întotdeauna este atât de ușor să implementezi niște recomandări după cum se poate părea din exterior. Și toate pozițiile au anumitele constrângeri. Asta e o remarcă generală pe care am vrut să o fac și apoi. Dat fiind că anul ăsta, raportul de țară se axează pe statutul de candidat, țară candidat, în UE. Eu cred că acest lucru de asemenea este, cred că, o mare realizare de asemenea pentru Moldova în anul 2022 și în același timp o mare oportunitate pentru țară. Dar, deci, sentimentul instinctiv zice că este o oportunitate mare, dar nu este o panacee pentru orice. Și eu cred că, ca o remarcă generală, și iarăși la ambele remarci mă refer aici, de introducere, ele, desigur, sunt influențate de postul meu precedent din Georgia, unde confruntarea dintre societatea civilă și guvernul de multe ori este foarte ascuțit și adesea integrarea
nu e, să cred că este o soluție pentru totul. Este o bună vrândate, mare existență, dar nu este o soluție pentru totul. Pentru că nimic nu poate înlocui efortul și presiunea interne, națională, de participare față de guvern. Și nimeni din Bruxelles sau altă țară nu va face în locul dumneavoastră. Și asta este cel mai important mesaj, cred eu, la începutul dezbaterilor date, pentru care eu vă urez un schimb fructuos de opinii și abia aștept nerăbdare să văd care reprezentare și discuțiile. Mersi mult! Mersi, Felix, foarte mult! Lui Adrian Lupușor, care este director executiv la Centrul Analitic Independent Expert Group, pentru un cuvânt de salut, dar și pentru prezentarea mesajelor cheie ale raportului de stare a țării, ediția 2022. Mulțumesc, stimați colegi, stimați participanți, bună ziua, mă bucur să văd o prezență atât de largă și un interes atât de mare pentru această publicație, care este la 12-a ediție. Și noi apreciem colaborarea strategică pe care o avem ca organizație cu Fundația Friedrich Ebert și vă mulțumim pentru acest parteneriat. Deci, scopul raportului de stare a țării este să prezentăm o analiză la 360 de grade a situației, a stării țării, a situației Republicii Moldova din toate punctele de vedere. Deci este o analiză așa mai mult la nivel macro, la nivel sistemic, care cuprinde trei perspective care, în opinia noastră, influențează starea oricărei țări sau oricărei națiuni. Sunt oamenii, sunt firmele și este guvernare. Deci, din aceste trei perspective, noi analizăm și aceasta definește și structura raportului și avem și un subiect special, care în acest an, evident, este dedicat obținerii de către Republica Moldova statutului de țară candidat. Eu vă prezenta pe scurt mesajele cheie, fără a intra în multe detalii, mai multe le găsiți în publicație, apoi colegii mei pe rând vor prezenta celelalte patru capitole. Deci primul mesaj al publicației este unul așa mai general. Anii 2021-2022 au scos în evidență o disonanță dintre, pe de o parte, funcționalitatea sistemului democratic, pentru că am avut o schimbare a puterii pe cale pașnică, actuala guvernare a permis un vot popular larg și un mandat popular destul de larg pentru reforme, pentru luptă cu corupție, pentru vectorul european, dar în același timp, aceasta s-a lovit de realitățile sistemice, de faptul că sistemul, de fapt, nu s-a adaptat la aceste schimbări democratice și, drept rezultat, avem un mers destul de lent a multor reforme în raport cu așteptările populare. Pentru Republica Moldova nu este o noutate că reformele sistemice merg lent, dar în cazul acestei guvernări, tocmai că guvernarea a venit cu lozinci pro-reformă și a alimentat așteptări pro-reformă, există o percepție că reformele merg destul de lent. Pe de o parte, acest vot popular și o încredere majoră din partea partenerilor externi pentru actuală guvernare s-a transpus și în oferirea Republicii Moldova statutului de țară candidat și creșterea asistenței externe. Pe de altă parte, rezistența sistemului la reforme a trenat acele reforme sistemice despre care vom vorbi în continuare și, drept rezultat, avem o performanță pe locuri sub așteptări. Această disonanță dintre schimbările dintre mecanismele democratice și funcționarea slabă a instituțiilor și a rezistenței sistemului, a cauzat și cauzează în continuare o volatilitate politică și o incertitudine politică într-un mediu care a priori trebuia să fie cert politic, pentru că avem o guvernare cumva majoritară care ar trebui să asigure previzibilitatea reformelor, dar anume această colizie dintre realitățile democratice și realitățile sistemice alimentează o incertitudine și o instabilitate la nivel de politici.
Alinierea politică a ramurilor puterii a creat atât avantaje cât și dezavantaje. Deci am vorbit că avantajele sunt că s-a creat o realitate politică în care reformele ar fi trebuit să fie promovate într-un mod mai rapid decât deci într-un mod mai facil. Dar, pe de altă parte, această aliniere a puterii, a ramurilor puterii, pe alocuri observăm că a subminat principiul separării puterilor în stat și avem, de exemplu, cazul nefericit al Parlamentului, care deseori nu urmează și nu respectă principiile, de exemplu, transparenței decizionale. Avem rapoarte a organizațiilor deci independente care confirmă că majoritatea proiectelor de legi promovate în cadrul Parlamentului, de exemplu, nu sunt consultate suficient și nu sunt transparente. Majoritatea din ele nu sunt bazate pe analize de impact, pe analize robuste, deci nu putem vorbi de un mecanism de luare a deciziilor bazat pe evidențe, deci la acest capitol este necesar de lucrat și în general credem că este un deficit de control parlamentar pe de o parte, dar și pe de altă parte de responsabilizare însuși a Parlamentului în ceea ce ține de promovarea politicilor publice. Următorul mesaj este că, deci am menționat un eveniment major al anului și un succes major al actualei guvernări este obținerea Republicii Moldova a statutului de țară candidat. Sigur, acest lucru a fost datorat pe de o parte de războiul din Ucraina, dar un bun merit ține de angajamentul plenar al guvernării vis-a-vis de vectorul european, pentru că noi puteam fi, de exemplu, ca Georgia, dar am obținut statutul de țară candidat împreună cu Ucraina, tocmai pentru că actuala guvernare are acest credit de încredere din partea partenerilor externi, însă provocarea majoră ține de capacitatea instituțiilor publice, de capacitatea guvernului să implementeze condiționalitățile. Și aici avem încă mult de lucrat și colegul meu, Denis Cenușă, care va prezenta ulterior, va intra în mai multe detalii. Următorul mesaj, deci, am menționat rezistența sistemului la reforme. De fapt, am constatat că principalul factor care determină un mers mai rapid al reformelor este cel extern. Cu părere de rău, pe intern nu sunt suficiente capacități și probabil voință să fie promovate reformele strict dirijate de factori interni. Deci, când vorbim de presiune externă, vorbim de presiune negativă, de exemplu, criza energetică mondială care a determinat pentru prima dată de la independența Republicii Moldova o agendă adevărată de securitate energetică și acțiuni clare și ferme în direcția consolidării securității energetice. Și presiune pozitivă în contextul, de exemplu, a memorandumului cu FMI, unde avem angajamente foarte clare și pe care noi reușim să-l implementăm, sau acele condiționalități stabilite de Comisia Europeană când a fost conferit statutul de țară candidat, la fel este o formă de presiune pozitivă care cât de cât servește o ancoră și o motivație pentru guvernare să promoveze acele reforme care sunt partea condiționalităților. Deci presiunea externă este fundamentală și instrumentală în avansarea reformelor. Anul curent și anul trecut, în 2021, Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe crize exogene, crize fără precedent, evident, și aceasta a testat capacitățile guvernării. Noi am remarcat că, de fapt, guvernul s-a descurcat destul de bine cu crizele care au avut loc. Au fost crize fără precedent, și război, și inflație, și criza energetică, seceta. Deci, practic,
tot ce a fost cel mai rău ce putea să se întâmple cu Republica Moldova s-a întâmplat, a fost și criza refugiaților, dar trebuie să remarcăm că deși pe plan de reforme actuala guvernare cumva a performat sub așteptări, noi vedem că managementul crizelor a fost adecvat dacă luăm în considerație avalanșa crizelor și dacă luăm în considerație capacitățile instituțiilor. Deci această guvernare, dacă nu este guvernarea reformelor, este cu siguranță guvernarea anticriză și trebuie să apreciem că stabilitatea instituțiilor, stabilitatea macrofinanciară, stabilitatea finanțelor publice, stabilitatea monedei naționale a fost menținută în pofida la aceste șocuri fără precedent. Pe plan economic, pe lângă mersul lent al reformelor, am avut și acele șocuri economice despre care știm foarte bine și colegul meu, Alexandru Fală, se va referi mai detaliat la ele. Deci, practic, în acest an avem un an stagflaționist, recesiune plus inflație destul de puternică. Anul viitor, la fel, va fi un an stagflaționist, cu o inflație destul de ridicată, la fel de două cifre, sigur, mult mai scăzută decât în acest an, dar va fi o creștere a produsului intern brut în jur de 2%, ceea ce este foarte puțin, având în vedere baza de comparație și realitățile economice în care ne aflăm. O altă problemă care este remarcată în mod evident este erodarea potențialului economic al țării. Deci dacă anii trecuți noi estimam că potențialul economic sau creșterea potențială a economiei Republicii Moldova era în jur de 4-5%, acum deja o vedem în jur de 2-3%. Și acest potențial se erodează pe fundalul eroderii capitalului uman și pe fundalul unui mediu investițional încă destul de incert și destul de incert, care afectează formarea capitalului fix și modernizarea capacităților de producție a firmelor. Totuși, mediul de afaceri s-a dovedit a fi destul de rezilient și colegul meu, Stas Madan, va detalia acest mesaj. Eu voi menționa doar că pentru prima dată în istoria țării numărul de firme noi create a depășit numărul de firme lichidate. Deci aici remarcăm și noile instrumente de suport pentru oamenii de afaceri, pentru firme, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care cu siguranță au avut un rol important în acest sens. Pe lângă implicațiile sociale dramatice, inflația din 2022 a developat și o serie de carențe sistemice legate de economia Republicii Moldova, în special în ceea ce ține de expunerea la șocuri inflaționiste externe, dar și carențele de ordin concurențial. Sigur, inflația în mare parte este determinată de factori externi, în special de scumpirea produselor agroalimentare, creșterea costurilor de logistică și, nu în ultimul rând, de creșterea prețurilor la energie, la resursele energetice, dar sunt și factori interni, în special de ordin competitiv, de ordinul cadrului concurențial, care credem că trebuie să fie analizate și investigate de către Consiliul Concurenței și alte ramuri ale puterii și credem că în acest sens nu s-a lucrat suficient și trebuie să atragem atenție mai mult la calitatea cadrului concurențial, în special în ceea ce ține de formarea prețurilor produselor de consum. Crizele din ultimii ani au scos în evidență o altă vulnerabilitate, care parțial a fost soluționată în acest an. E vorba de instrumentele de suport pentru populație și firme. De exemplu, în anul 2020, când a fost pandemia,
chiar dacă guvernarea de atunci a alocat surse puține pentru a susține populația, nici acele puține surse nu au fost valorificate pe deplin, din simplu motiv că nu au fost suficiente instrumente pentru a direcționa acele surse către beneficiari. În acest an, noi trebuie să remarcăm că a fost creat și fondul de vulnerabilitate energetică și instrumente pentru susținerea oamenilor de afaceri, firmelor, întreprinderilor mici și mijlocii și mecanismul Kurzarbeit și mecanismul de subvenționare a șomajului tehnic. Deci au fost create mecanisme care permit statului să cheltuie banii mai eficient, mai țintit pe cei care au nevoie cel mai mult de suport în aceste condiții de criză și ce este și mai important, după depășirea acestor crize, pe viitor, aceste instrumente vor fi în arsenalul de politici economice și sociale ale guvernului și vom putea reacționa mai rapid la alte crize care vor fi. Acum, practic, se testează, suntem în fază de pilot a acestor noi instrumente și sigur că ele nu sunt ideale, deci pot fi momente care pot fi îmbunătățite, dar trebuie să remarcăm o performanță istorică atât pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga regiune, pentru că și alte țări analizează atent experiența noastră ca țară, cum noi implementăm aceste instrumente de suport pentru grupurile vulnerabile. Și pe viitor vom putea chiar exporta acest element, acest know-how, în ceea ce ține de suport targetat pentru beneficiari și este un lucru apreciat. Deci, pe fundalul realităților economice și sociale dificile, trebuie să remarcăm stabilitatea finanțelor publice, care a fost menținută, dar aceasta a fost menținută grație suportului financiar extern, care este salutabil, este foarte important, este strategic pentru Republica Moldova. Pe viitor și în anii următori, chiar dacă în anul viitor, în anul 2023 este planificat un deficit bugetar ceva mai mare decât în anul curent, guvernul trebuie gradual să desprindă de această politică bugetară bazată pe deficite, pentru că deficitele odată și odată trebuie acoperite și în rândul oamenilor de afaceri există și temerea că guvernul va recurge la năsprirea presiunii fiscale, ceea ce alimentează anumite așteptări negative din partea mediului de afaceri și, în general, deficit bugetar cronic nu este o calitate bună pentru nicio economie, dar având în vedere criza, sigur că acest deficit este justificat. Pe scurt, care sunt prioritățile strategice pentru următorii ani? Deci, în primul rând, este reforma administrației publice, care este reforma, are o importanță fundamentală. Aici vorbim nu doar de reforma salarizării, dar de flexibilizarea restructurării întreprinderilor, instituțiilor publice, de flexibilizarea proceselor de concediere și angajare a funcționarilor, de penalizarea sabotajului, de examinarea mecanismelor care, de fapt, împiedică mersul reformelor și cadrul birocratic și cadrul instituțional în Republica Moldova este creat în așa mod, încât la orice etapă, orice reformă și orice proiect de lege poate fi sabotat, poate fi blocat. Se pare că avem o problemă cu traducerea, vă rog să o soluționați. Cine este... Și aceste elemente trebuie să fie analizate și cadrul legal care reglementează, începând cu cele mai fundamentale legi. Avem o problemă cu traducerea în engleză. Eu voi face o pauză de 2 minute să o soluționăm. Îmi cer scuze. Mă scuzați, facem o pauză de 2 minute să soluționăm problema cu traducerea în engleză. Vă rog să confirmați dacă s-a soluționat problema.
Cam atins eu cu mesajul. Nu? Testare, testare, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, testare, canal, română. Testare, 1, 2, 3. Traducătorul ar trebui să vorbească. Remediat problema, da? Continuăm. Vă rog să confirmați dacă... Se aude. Se aude, da. Bine, cerem scuze, continuăm. Eu voi, încă un minut, voi repet din timpul noastră mesajele cheie, apoi voi oferi cuvânt colegilor. Deci, prioritățile strategice. Am menționat reforma administrației publice, care trebuie să fie focusată nu doar de reformă, pe reforma salarizării, de altfel la fel de importantă, dar și pe flexibilizarea procedurilor de restructurare a instituțiilor publice, pe penalizarea sabotajului, pe flexibilizarea mecanismelor de concediere și angajare a funcționarilor publici. Deci, pe în general, serviciul public trebuie să devină mai flexibil și mai atractiv pentru profesioniști. Totodată, reforma trebuie să vizeze și creșterea capacităților de absorpție și de coordonare a asistenței externe, în special prin consolidarea capacităților Ministerului Finanțelor și Cancelarea de Stat în acest sens, mai ales în contextul în care trebuie să ne consolidăm capacitățile, să valorificăm mai eficient această deschidere din partea partenerilor externe. Am menționat, deci la fel trebuie să revizuim și să fortificăm cadrul legal fundamental care reglementează modul cum circulă un proiect de lege sau o reformă prin instituțiile publice, pentru că la moment sistemul este creat în așa mod încât orice reformă poate fi blocată la orice etapă, este un sistem destul de rigid și este necesară o evaluare cuprinzătoare și pe această dimensiune prin regândirea și legii guvernului și legii finanțelor publice, deci vorbim despre revizuirea legilor fundamentale care reglementează și asigură funcționarea însuși a instituțiilor pentru a facilita procesul de adoptare a legilor și a implementării reformelor. Comunicarea, evident, este foarte importantă. Am menționat despre sporirea nivelului de responsabilizare a parlamentarilor, a Parlamentului ca instituție, unde vedem destul de multe derapaje de la principiile de transparență decizională. Consolidarea securității energetice, deși pe această dimensiune se fac foarte multe eforturi, încurajăm guvernul și donatorii să continuă și să chiar să accentueze
tuieze și să crească asistența în această direcție, pentru că avem o conjunctură favorabilă și chiar istorică pentru a promova reformele în acest sens. Ancorarea politicilor și reformelor la cadrul strategic în contextul adoptării strategiei naționale de dezvoltare Moldova Europeană 2030. Această strategie nu trebuie să repete soarta strategiei precedente, ci trebuie să devină o strategie care să ancoreze procesul de reforme și procesul de politici publice, care să ghideze și cadrul bugetar pe termen mediu, și trebuie să cultivăm în rândul instituțiilor publice, în primul rând, acestor abilități de planificare strategică, cu luarea în considerație acestor documente de importanță majoră. Și, pe final, asigurarea unui proces de integrare europeană transparent, cu implicarea societății civile, tuturor actorilor relevanți, și acest proces trebuie să fie foarte bine comunicat. În continuare ofer cuvânt deja colegilor pentru a prezenta capitolele pe rând. Mersi. Mersi mult, Adrian, pentru această prezentare. Deci a fost o prezentare a mesajelor cheie ale raportului de stare a țării. În continuare, autorii vor detalia constatările pe capitolele raportului. Vreau să menționez că fiecare ediție a raportului de stare a țării analizează de o manieră specială un anumit subiect. Subiectul special din acest an este statutul de candidat al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ne-am propus să vedem care sunt oportunitățile, să identificăm oportunitățile, riscurile, să facem o analiză a angajamentelor pe care și le-a asumat Republica Moldova și care derivă din statutul de țară candidat, dar și să evaluăm cât de realist este cadrul pe care și l-a setat guvernarea pentru îndeplinirea acestor condiționalități. Aș vrea acum să-i ofer cuvântul domnului Denis Cenușă, care este director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group și expert asociat la Centrul pentru Studii Est-Europene de la Vilnius, ca să ne prezinte acest capitol. Denis, ești cu noi? Da, sunt cu voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuțiile care au avut loc până acum. Consider că ceea ce a remarcat Adrian cumva explică în esență conținutul raportului. Anul 2022 a fost unul istoric pentru Republica Moldova și, evident, o parte din acest moment istoric ține de statutul de țară candidat pe care Republica Moldova l-a obținut. Atunci când am scris acest capitol, am încercat să explic în ce constă această, să spunem, situație inedită pentru Republica Moldova și, evident, ați văzut din denumirea capitolului că totuși vorbim despre o modalitate și un proces de europenizare a reformelor, care până acum erau încadrate într-o agendă politică internă, iar acum au devenit parte a politicii de extindere a Uniunii Europene. Deci vorbim despre o participare a actorilor externi și actorilor europeni mult mai pronunțată în procesul de reformă a Republicii Moldova. Ceea ce este bine pentru noi, deoarece avem o pereche de ochi adițional care supraveghează și cumva ghidează Republica Moldova în tot ceea ce ține de modificarea legilor, adaptarea lor la practicile europene și, respectiv, nu în ultimul rând, adaptarea și ajustarea instituțiilor la noul cadru de politici interne, dar și în mod evident la încercarea Republicii Moldova de a se integra în procesele care au loc la nivel european. Deci, vorbim despre o transformare a procesului de integrare european. Avem, pe de o parte, un proces, un mecanism mai riguros de verificare externă, după cum am menționat anterior, dar din partea Uniunii Europene, dar și de raportare pe plan intern. Autoritățile vor trebui să facă efort adițional pentru a comunica în mod strategic despre progresele pe care le realizează cu toți actorii din Republica Moldova, pentru că, în principiu, integrarea europeană nu poate avea loc fără o abordare inclusivă. Deci doar votanții unui partid sau doar majoritatea parlamentară nu
nu vor putea să contribuie eficient la integrarea Republicii Moldova. Acest proiect este unul național și trebuie să vizeze toți actorii. Totodată vorbim și despre obligațiile părții moldovenești în domeniul reformelor, care depășesc cu mult tot ceea ce am văzut până acum în contextul implementării acordului de asociere. Dar în mare parte Republica Moldova a reușit să obțină cumva un acces sau un proces mai facil în direcția obținerii statutului de țară candidat, datorită faptului că am implementat timp din 2014 acordul de asociere. Dar ceea ce facem acum, ce va trebui să facem începând cu anul, în special începând cu anul viitor, va consuma mult mai mult timp și mult mai multă energie decât acțiunile pe care le-am implementat până acum în dialogul cu Uniunea Europeană. Și asta pentru că Republica Moldova va trebui să demonstreze prin fapte că poate să îndeplinească cerințele care sunt aplicate față de statele membre. După cum puteți vedea în acest slide, dialogul de preaderare depinde foarte mult de modul cum Republica Moldova implementează cerințele Uniunii Europene. Ele pot fi uneori denumite condiționalități. Este vorba de un set de acțiuni pe care Republica Moldova s-a angajat să le implementeze și acestea în mare parte țin de reforme foarte specifice, dar nu numai. Deci această foaie de parcurs pe care am analizat-o cu atenție, inclusiv am comparat-o cu planul de acțiuni pe care a adoptat-o guvernul pentru a implementa cerințele UE, constă din 9 blocuri de cerințe, în total vorbim despre 13 măsuri care vizează și reflectă probleme structurale cu care se confruntă Republica Moldova. Acestea sunt cumva conectate la câteva domenii foarte specifice de politici, le vedeți în această listă, justiție, politici anticorupție, combaterea crimelor, administrație publică locală, la care s-a referit Adrian, drepturile omului și societatea civilă. Și ceea ce este extrem de important să înțelegem, că aceste domenii sensibile de reformă nu sunt caracteristice doar Republicii Moldova. Ele pot fi inclusiv regăsite în documentele Uniunii Europene vis-a-vis de Ucraina, Turcia, Georgia și, în ultimul rând, Balcanii de Vest. Următorul slide, Adrian. Da, dacă e să facem o lectură mai atentă în raport cu cerințele Uniunii Europene, atunci vom observa câteva criterii pe care le putem le folosi pentru a înțelege mai bine conținutul acestor cerințe. Deci este unul din aceste criterii este specificitatea. 4 din 13 acțiuni sunt foarte specifice, ceea ce permite o monitorizare facilă, iar restul acțiunilor sunt mai degrabă generale, ceea ce ar putea crea în eventualitate un risc al unei abordări subiective. Ca să facem o comparație cu Ucraina, 70% din cerințele europene față de Ucraina, nu e, cer scuze, sunt specifice față de 30% în cazul Republicii Moldova. Totodată despre durata de implementare a acțiunilor, la fel putem face anumite concluzii la moment. 2 din 13 acțiuni includ reforme extrem de complexe care necesită mult mai mult timp pentru a obține rezultate substanțiale, iar un exemplu în acest sens este reforma administrației publice care probabil va dura ceva timp până când o vom vedea materializată, iar anul viitor va fi unul crucial, inclusiv în contextul alegerilor locale. Următorul slide, Adrian. Alt criteriu legat de cerințele UE ține de gradul de implicare a autorităților, dar și, în general, ambițiile pe care le are guvernarea vis-a-vis de implementarea angajamentelor față de UE. Deci 4 din 13 acțiuni pot fi îndeplinite până în anul 2012, celelalte sunt preconizate până la mijlocul 2023. Puteți vedea tabelul în raport, el explică exact la ce cerințe, la ce domenii se referă aceste termene de timp pe care și le-a stabilit guvernarea. Totodată, 6 din 13 acțiuni necesită adoptarea a peste 5 măsuri pentru a îndeplini condițiile, ceea ce până la urmă nu implică atât de multe acțiuni,
mai ales având în vedere faptul că maxim două instituții sunt vizate pentru implementarea a 8 în 13 acțiuni. Deci mai puține instituții sunt implicate, mai repede pot fi realizate acestea și respectiv raportate părții europene. Oportunitățile pentru Republica Moldova la care s-a referit Ana în mod generic țin în mod special de aspectele strategice. Deci Republica Moldova în sfârșit este conectată la politica europeană de extindere. Deci nu vorbim doar despre politica de vecinătate, care până la urmă a fost una cu unele constrângeri legate de ambițiile actorilor locali sau de conjunctura geopolitică, reacțiile Rusiei sau influența Rusiei. Deci, în moment nu mai vorbim despre aceste aspecte atât de mult, ci despre dialogul direct care are loc între Bruxelles și Chișinău și modul cum Chișinăul își îndeplinește tema pe acasă când vine vorba despre cerințele la care ne-am referit în slide-urile următoare. Și din punct de vedere practic, actorii politici de la Chișinău și am văzut în mod explicit cum ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, a participat la extrem de la foarte multe evenimente, discuții care au loc de regulă cu reprezentanții statelor membre, dar ca și în cazul Ucrainei și mai puțin atât de vizibil în cazul Georgiei, dar în orice caz Republica Moldova acum este mult mai des participant la aceste discuții, uneori de natură strategică, care au loc la nivelul instituțiilor europene. Și totodată vorbim despre creșterea posibilității Republicii Moldova de a participa, de a face parte din programele Uniunii Europene, dar și să considere posibilitatea de a obține proiecte și finanțări în cadrul agențiilor Uniunii Europene. Următorul slide, te rog, Adrian. Acest lucru însă nu înseamnă că nu există riscul în procesul de preaderare în care Republica Moldova se află în prezent. Vorbim despre cel puțin 5 riscuri majore pe care le-am identificat în cadrul raportului. Pe primul loc se află legitimitatea internă fragmentată. Da, Republica Moldova are un sprijin destul de larg pentru integrarea europeană în cadrul societății, dar vorbim despre regiuni specifice, cum ar fi, de exemplu, Găgăuzia, unde există o serie de critici, în unele cazuri legitime, legate de modul cum guvernarea implică ceilalți actori în procesul de integrare europeană. Vreau să reiterez aceeași idee menționată anterior. Republica Moldova trebuie să se asigure că procesul este inclusiv, astfel ca atât finanțarea pe care o obține din partea Uniunii Europene, cât și procesul de implementare a reformelor să atingă toate colțurile Republicii Moldova pentru a nu ne confrunta cu probleme legate de sabotaj sau împiedicarea implementării anumitor reforme la nivel local, la care s-a referit și Adrian, cel puțin parțial. Capacitatea administrației locale și centrale încă este limitată și acest lucru este recunoscut chiar de către guvernare. De aceea este important să familiarizăm și să profesionalizăm, să ridicăm nivelul de profesionalizare și profesionalism al funcționarilor publici în materie de afaceri europene. Pot remarca faptul că guvernarea deja a întreprins anumite acțiuni în această direcție. Cel puțin 200 de funcționari publici urmează să participe la un program de instruire cu susținerea financiară a Uniunii Europene pe armonizarea legislației, dar și pe alte domenii importante. Deci deja vedem o mișcare în acest sens. O altă problemă care cumva ar putea crea anumite probleme legate de preaderare este stilul mecanic al reformelor. Deci chiar dacă guvernarea încearcă să implementeze anumite reforme rapid, nu trebuie să uităm despre componenta democratică a procesului decizional, care trebuie să rămână unul transparent și care trebuie să implice cât mai multe voci critice, astfel ca guvernarea să prevină anumite greșeli și de fapt să asigure că reformele sunt comprehensive.
Finanțarea limitată la fel reprezintă o constrângere pentru procesul de preaderare, deoarece Republica Moldova nu este implicată actualmente în programul, în cadrul financiar multianual al UE, dat fiind faptul că nici Uniunea Europeană nu își planifica să ofere candidatura de stat care poate adera la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Este important la moment ca autoritățile deja să se pregătească pentru și să înceapă un fel de proces de lobby și advocacy pentru cadrul financiar post-2027, astfel ca Republica Moldova să se asigure cu resurse financiare suficiente pentru a putea implementa reforme dificile și respectiv pentru a se ajusta mult mai eficient la cadrul de norme și respectiv responsabilități pe care le presupune candidatura la UE. Și în ultimul rând, este vorba despre inconsistența susținerii externe. Acest lucru depinde foarte mult de credibilitatea guvernării, a partidului majoritar. Adrian a menționat acest lucru în cadrul prezentării sale. Creditul de încredere pe care l-a avut guvernarea a contat foarte mult în procesul de depunere a candidaturii, dar și atunci când Uniunea Europeană a decis să ofere această candidatură pentru Republica Moldova. Nu trebuie să uităm de faptul că societatea civilă a jucat un rol masiv în completarea chestionarelor Uniunii Europene. Deci nu doar credibilitatea guvernării a contat, dar și faptul că, spre deosebire de Georgia, de exemplu, guvernarea a contat pe un dialog constructiv cu societatea civilă din Republica Moldova. Și următorul slide. Deci, la nivel de recomandări, am formulat 5 recomandări mai generale, dar ele au și subacțiuni pe care le puteți vedea în raport. Deci, în primul rând, este nevoie de o evaluare critică a progreselor. Acest lucru trebuie să vină atât din partea Uniunii Europene, a instituțiilor UE, care simpatizează foarte mult guvernarea și acest lucru ar putea crea anumite așteptări exagerate sau idealizate vis-a-vis de capacitățile reale ale guvernării de a livra reforme. Și pe de altă parte, este la fel de important ca această evaluare critică să vină din partea actorilor non-guvernamentali și altor actori din Republica Moldova, astfel ca să existe nu doar presiune externă pozitivă despre care a vorbit Adrian și care este extrem de importantă, dar și una pozitivă, constructivă, care să vină din interior, din partea societății civile și inclusiv a vocilor critici din cadrul societății civile. În mod important, la fel de important este necesitatea unei specializări a administrației publice locale, la care m-am referit și nu vreau să mă accentuez mai mult decât aceasta aici. Pluralismul și incluziunea la fel a fost deja menționat în procesul de reformă și iarăși trebuie să ne asigurăm că avem o comunicare sinceră și o comunicare la fel de critică cu autonomia găgăuză, cu alte autorități publice locale care au o opinie distinctă în legătură cu procesul de aderare. Deci Republica Moldova este într-un moment istoric când poate are capacități și are argumente pentru a convinge că integrarea europeană este cea mai optimală modalitate de a dezvolta Republica Moldova și respectiv a atrage acele voci care până acum au anumite simpatii vis-a-vis de alte vectore geopolitice. Accesul anticipat la fondurile pentru aderare, la fel, este ceva la care m-am referit. Guvernarea are acces la comunicare politică cu statele membre ale UE. Deci dacă Uniunea Europeană nu poate oferi fonduri deoarece nu există cadrul de politici setat, cadrul financiar setat, atunci Republica Moldova poate și trebuie să caute în continuare modalități pentru a obține finanțare, iar platforma de sprijin pentru Republica Moldova a demonstrat că există modalități pentru a face acest lucru eficient. Și în ultimul rând,
În continuarea politicii proactive pe care a demonstrat-o Republica Moldova în acest an, trebuie să ne asigurăm că există suficiente alianțe politice în cadrul Uniunii Europene. Nu ne putem baza doar pe un număr mic de state, trebuie să creăm alianțe cât mai largi, astfel ca în procesul de promovare a anumitor interese pentru Republica Moldova, inclusiv legate de finanțarea din fondurile europene, să avem o susținere cât mai largă din partea statelor UE. Mulțumesc, Adrian. Mersi mult, domnule Cianușă. În continuare, aș vrea să ofer cuvântul autorilor raportului de stare a țării pentru a face prezentările celor trei capitole. Prezentările urmează cele trei elemente care, în opinia autorilor, definesc starea țării, și anume oamenii, firmele sau mediul de afaceri și guvernanța. Îl invit acum pe domnul Alexandru Fala, care să ne prezinte principalele constatări ale capitolului oameni. Bună ziua! O să mă strădui într-un mod succint, dar într-o manieră consistentă, să prezentăm principalele constatări care țin de evoluția bunăstării populației. Și primul lucru la care aș dori să atrag atenția este faptul că Republica Moldova în anul 2022 a fost lovită de un șir de crize exogene. Din păcate, la noi, cam toate crizele care se întâmplă în țara noastră, de fapt, nu este o criză, este un amalgam de crize. Iată, în anul 2000, și dacă vorbim în particular de anul 2022, noi am avut trei mari probleme. Prima problemă era creșterea rapidă a prețurilor la materii prime și, în general, tendința inflaționistă la nivel global, evoluție care a demarat în anul 2021. Bine, principala cauza acestei tendințe a fost relansarea așa bruscă a cererii la nivel global după perioada de COVID. Doi factori, cel mai important din perspectivă negativă a fost invazia Federației Rusie în Ucraina, și aici au fost câțiva factori care în mod special a afectat Republica Moldova. Primul se referă la perturbarea rutelor comerciale, ori Odessa pentru noi era un port important în asigurarea importului în Republica Moldova, și asta practica obligat foarte mulți agenți economici care realizau importuri să se orienteze spre alte porturi, în cel mai bun caz spre Constanța, poate fi și alte destinații, dar în orice caz acest lucru presupunea costuri adiționare. Alt efect a fost limitarea comerțului cu anumite produse, în special cu produse cu cereale sau cu cereale, și în aceste condiții anumiți agenți economici din Republica Moldova au decis să profite, o tendință normală, însă de fapt, o decizie normală, însă acest lucru a dus la reducerea ofertei de produse cereale, reducerea ofertei de ulei, și noi am resimțit acest lucru în Republica Moldova. Și al treilea șoc, din păcate, unul care a devenit constant, ține de condițiile climaterice nefavorabile și cumva reflectă atitudinea noastră față de mediu. Și am avut două efecte mari. Primul ține de activitatea investițională. În condițiile unor incertitudini legate de securitatea, inclusiv de securitatea personală, foarte mulți agenți economici au decis să nu-și continue sau să nu lanseze noi proiecte investiționale, și acest lucru a dus la reducerea apetitului investițional. Iar doi factorii care am menționat mai sus s-au transpus în special în creșterea accelerată a prețurilor, și noi în anul 2022 probabil, adică este destul de cer, vom avea inflație undeva sub 30%. Este un nivel foarte înalt al inflației, iar inflația de două cifre probabil se va păstra și pe parcursul anului 2023. Probabil, poate spre sfârșit de an vom ajunge la o situație când vom avea inflație de o singură cifră. Iar drept urmare a unei tendințe inflaționiste puternice, Banca Națională a intervenit destul de dur, fapt care iarăși a limitat posibilitățile investiționale. Următorul slide. Aici, ceea ce v-am relatat anterior, observăm că noi avem tare deseori crize.
Practic, noi în decurs de 7 ani am avut 3 crize majore. Iată, observăm aici ciclurile de afaceri. Ciclurile de afaceri negative au fost în 2015, un amalgam de crize, furtul miliardului, înrăutățirea situațiilor economice, în special în Federația Rusă, care a dus la o puternică reducere a remiterilor, instabilitate politică și secetă. 2020, iarăși observăm acest ciclu economic negativ foarte pronunțat. Avem criza COVID, măsurile de restituționare a activității economice și, ca de obicei, secetă. Și iată, anul 2021 observăm iarăși un ciclu negativ, nu atât de pronunțat, dar avem tot un amalgam de crize, pe de o parte, crizele generale declanșate de Federația Rusă și, doi, iarăși, din păcate, secetă. Și în acest context noi anticipăm că anul 2022, pe lângă acea inflație mare care va fi în jur de 30%, se va solda și cu reducerea produsului intern brut undeva în jur cu 2%, însă cel mai alarmant este această tendință de reducere a ritmurilor de creștere economică pe termen lung. Dacă vorbim într-un limbaj așa mai academic, sunt reducerea ritmurilor de creștere a PIB-ului potențial și iată noi doar în mai puțin din deceniu am pierdut mai mult de un punct procentual în această creștere, deci undeva de la sub 4% la până aproape 2%. Următorul slide. Vorbim despre faptul că inflația pentru populație este cel mai mare risc. Noi am făcut anumite estimări și dacă am considerat că alți factori n-au nicio influență, atunci această inflație de 29% ar trebui să ducă la majorarea persoanelor sărace. Aici vorbim de persoane sărace, le considerăm persoane care trăiesc cu aproximativ 54 de lei pe zi, asta ar fi 5,5 dolari pe zi. Păi iată, numărul acestor persoane ar crește cu cel puțin o cincime. Este o creștere foarte semnificativ. Iar a doilea efect important a inflației este acea distribuție inegală a creșterii prețurilor. Ori noi am constatat că cel mai tare afectat sunt anume persoanele din mediul urban. Practic, primele 4 quintile din mediul urban sunt cele mai puternic afectate, pentru că, pe de o parte, le au o pondere mare a produselor care sunt cel mai puternic afectate de inflație. Aici ne referim la mărfuri alimentare și la energie, și concomitent ele nu au venituri în natură care sunt mult mai intacte la evoluțiile prețurilor la aceste produse. Și anume populația din zonele urbane, atât cele cu venituri mici, cât și inclusiv cele cu venituri mediu, sunt cel mai tare afectate de inflație. Următorul slide. În pofida faptului că noi am avut o inflație mare care evident a afectat veniturile populației, noi am avut totuși anumite categorii de venituri care au fost în creștere. Cel mai tare inflația a afectat salariul, noi avem o reducere a salariului real, adică noi avem o reducere a puterii de cumpărare cu 10% în primele 9 luni ale anului. Noi avem o reducere nominală a remiterilor, dar dacă mai luăm în considerație și faptul că aceste inflații mari, avem puterea de cumpărare a remiterilor, tot s-a redus semnificativ. Și pe de altă parte, noi avem o evoluție pozitivă a pensiei și aici mă refer la pensia reală. Deci noi în anul 2022 am avut o creștere a pensiei reală, fapt care arată că cumva acele instrumente pe care le-a utilizat guvernul pentru a menține puterea de cumpărare a veniturilor populației au fost, cel puțin într-o anumită măsură, oportune. Și iată, din acest grafic se observă că dacă salariul real, care este acea curbă de culoare sură, a scăzut brusc, în cazul pensiilor observăm că el chiar a fost mai mare de 0%. Noi, practic, avem în primele 9 luni ale anului 2022 o creștere a pensiei reale cu peste 4%. Dacă am vorbit despre piața muncii, aici avem o situație chiar tot destul de interesantă. Sunt câteva constatări pe care noi le-am făcut. În primul rând, în general, noi avem o evoluție pozitivă a ocupării. În primele
În primele 9 luni ale acestui an, noi avem o creștere de peste 2% a populației ocupate. Deși trebuie să menționat că în trimestrul 3 anului 2022 noi am avut o scădere a ocupării, nu mai semnificativă, o scădere sub 1% a ocupării. Cum noi explicăm această, și în special această tendință de scădere din ultimul trimestru, în mare parte s-a datorat evoluțiilor din agricultură și evoluțiilor din sectorul construcțiilor. În agricultură, practic, pe întreg anul observăm o scădere și asta e situație cumva explicabilă, deoarece condițiile climaterice au fost nefavorabile și avem o stagnare în construcții pe primele 9 luni ale anului, dar în construcții noi observăm scăderi atât în trimestrul 2 cât și în trimestrul 3. Deci, în linii mari, această scădere a ocupării din ultimul trimestru se datorează la două sectoare, la agricultură și la construcții, care normal sunt afectate cu agricultura de condițiile climaterice nefavorabile, iar construcțiile sunt, această scădere în construcții este determinată de reducerea activității investiționale. În rest, tendințele de ocupare sunt, în restul sectoarelor, tendințele sunt pozitive și noi avem creștere ale ocupării. Dar în orice caz, noi această cumva necorelare dintre evoluția, bine, dintre stagnarea economică și cumva creșterea pe piața muncii, o explicăm prin doi factori. În primul rând, este o anumită întârziere între evoluții și noi deja în trimestrul 3 vedem o scădere a ocupării, chiar dacă e determinată doar în mare parte de două sectoare. Și a doua rând, noi considerăm că este o situație structurală în economia națională, că noi avem o necorelare dintre oferta de muncă și cererea de muncă și agenții economici cumva au nevoie de forță de muncă și sunt dispuși să mențină, să nu concedieze salariații, încearcă să majoreze chiar pe unde pot salariile, cel puțin în termen nominal, pentru a menține angajarea și acest lucru probabil la fel se reflectă în această evoluție. Și un lucru tot foarte important, noi dacă anterior, cumva, până crizele care le-a avut Moldova până în ultimii ani, haideți să vorbim până la COVID, se considera cumva informalitatea este un fel de protecție a populației față de crize. Și așa a fost la sfârșitul anilor, de exemplu, 90. Acum situația cumva se schimbă și noi în ultimii ani avem o vulnerabilitate mult mai mare a populației ocupate informal la șocuri. În comparație cu populația ocupată formal și atât, de exemplu, în anul 2022, noi am observat că avem o creștere a populației ocupate formal și o descreștere a populației ocupate informal. Acest lucru noi cel mai tare legăm cu faptul că companiile care sunt în sectorul filmare totuși au mai multe instrumente de a se proteja împotriva crizelor. Nu cel mai simplu instrument este că ei pot, la urma urmei, să acceseze credite bancare, pe când companiile din sectorul formal nu prea pot face acest lucru. Dacă vorbim în particular, vorbim despre anul 2020, când a fost criza COVID, atunci companiile din sectorul formal puteau inclusiv și să încerce cel puțin să acceseze fondurile oferite de guvern. Bine, atunci a fost o altă situație, aceste fonduri nu au fost bine distribuite, dar pentru companiile formale exista această posibilitate, pentru companiile informale nu exista această posibilitate. Și vreau să finalizez cu câteva concluzii. Primul trebuie menționat că guvernul cumva sortiți continui politici de susținere a veniturilor populației. Trebuie menționat că în anul 2022 cumva am putea să punem o notă, să acordăm un calificativ pozitiv acestor politici de susținere a veniturilor populației, pentru că dacă noi ne-am uitat pe structura PIB-ului, noi observăm că, da, consumul populației a scăzut, însă această scădere a consumului populației nu este una dramatică. În condițiile unei inflații de 30%, noi să vedem o scădere a consumului consumului gospodăriei de 1-2% și acest lucru arată că acele compensații care le-a oferit guvernul, în general acel suport oferit de guvern, a avut un anumit efect. Evident că nu a fost suficient, dar un anumit efect pozitiv a avut și guvernul cumva este nevoit să continue aceste politici. Doi, din cauza că guvernul se oferă mari în special cheltuieli pentru protecția socială, guvernul va fi nevoit să se împrumute, inclusiv pe extern, și în acest context probabil e nevoie cumva de încerca cel puțin pe perioadă scurtă,
perioada, de exemplu, perioada sezonului rece anului 2020-2023, de schimbat un pic formula de finanțare externă a Republicii Moldova prin accesarea unui mai mai mult a granturilor decât a creditelor, chiar dacă sunt credite preferențiale. Cum am menționat, tot ce înseamnă asigurarea rezilienței la schimbările climatice, pentru că la noi, dacă este o scădere a produsului intern brut, cel mai probabil în acel an a fost o secetă. Deci noi trebuie să depunem un efort mult mai mare în acest sens și asta trebuie să fie constant în guvern. Și ultimul ține de faptul că noi am avut o micro-reformă anul ăsta, a fost așa, reforma universitară. În principiu era nevoie de această reformă. Un simplu exemplu, noi în ultimii 5 ani de studiu, numărul studenților din Republica Moldova a scăzut cu 10%. Este o scădere foarte importantă. Inclusiv o cauză acestei scăderi este faptul că mulți moldoveni, tineri moldoveni, decid să duce să învețe în străinătate și, practic, universitățile din Republica Moldova trebuie să concureze cu universitățile internaționale și nu pot să asigure competitivitate când nu ai surși. Anume, în acest sens a fost orientată această reformă, dar la această reformă cred că este un caricativ mai degrabă un unisatisfăcător, deoarece reforma a fost promovată într-o manieră netransparentă, fără a se consulta destul de activ cu societatea, dar reforma în acest domeniu trebuie de continuat. Vă mulțumesc pentru atenție. Mersi mult, domnule Fal, și în continuare aș vrea să-l invit pe domnul Stas Madan, care se conectează virtual, care să vorbească despre impactul șocurilor în acest an asupra întreprinderilor, asupra mediului de afaceri. Stas, doar să vă rugăm într-un ritm mai alert, că suntem întârziere. Mersi mult. Încercăm să facem față acestui test. Bună ziua! Deci, cum a menționat și Adrian, un indicator care noi îl monitorizăm în raportul de stare a țării în ultimii ani este raportul dintre numărul de întreprinderi închise și numărul de întreprinderi noi create. Orice vedem din a doua jumătate a anului 2021 și o tendință care se contorează și în anul 2022 este că numărul de afaceri noi create îl depășește pe numărul afacerilor închise și acest fapt, evident, este eminamente favorabil, mai ales în condițiile unui amalgam de crize. Deci vedem în primele 8 luni ale anului, spre exemplu, avem un spor pozitiv de întreprinderi noi create de circa 1000 în raport cu anii trecuți, în aceeași perioadă când acest raport era negativ. Dacă vorbim despre mediul antreprenorial, despre statistica antreprenoriatului, anul 2021 în general a adus cele mai bune rentabilități în mediu pentru întreprinderile noastre din ultimii 5 ani, pentru că am avut o creștere a vânzărilor per total de circa 28%. În același timp, din perspectiva locurilor de muncă, lucrurile au avansat mult mai lent. Deci, dacă comparăm cu perioada de până la pandemie, cu anul 2019, sunt cu aproape 20.000 de locuri mai puține în întreprinderile noastre, deci numărul mediu al locurilor de muncă. Aceasta, sigur, se explică și prin migrație, pe de o parte, dar, pe de altă parte, avem această tendință a firmelor de digitalizare, tehnologizare, automatizare, care le face pe alocuri să se descurce și cu mai puține locuri de muncă. O altă tendință interesantă este că firmele creează mai multe stocuri. Sigur că am putea vedea aici un negativ, am putea comenta și negativ din perspectiva faptului că nu pot valorifica vânzările, dar vedem în 2021 o creștere robustă a vânzărilor, iar asta ar putea însemna inclusiv și schimbarea politicii firmelor față de stocuri, pentru că am avut această perturbare a lanțurilor de aprovizionare dictată de COVID, apoi de invazia Rusiei în Ucraina, și firmele și-au revizuit cumva această politică față de stocuri, inclusiv și în contextul așteptărilor inflaționiste. Dacă mergem mai departe pe evoluțiile sectoriale, în agricultură, deci agricultura rămâne în continuare extrem de vulnerabilă la șocurile climatice, iar 2020 și 2021 au fost anii în care au fost cele mai mari oscilații în volumul recoltei de la independență încoace, o
scădere de 27% în anul 2020, urmată de o creștere record în anul 2021. Evoluțiile din sectorul agricol aș remarca două tendințe interesante. Una este că avem în agricultură, atunci când analizăm pe categorii de agricultori, începe să se formeze o clasă de agricultori care chiar fac agricultură și devin mai competitivi. Și asta dacă analizăm evoluția întreprinderilor agricole și gospodăriilor țărănești cu mai mult de 10 hectare în raport cu sectorul individual, adică toți cei care au până la 10 hectare, vedem că în 2021 față de 2017 vedem pe de o parte o creștere de 72% a volumului producției în raport cu o scădere de 10% înregistrată de sectorul individual. Ori până prin anul 2014-2015 aceste evoluții erau destul de comparabile și asta arată pe de o parte că toate aceste infuzii, inclusiv prin subvenții de stat, încep să-și facă oarecum efectul în sectorul agricol și trecerea de la această tranziție. Pe de altă parte, avem un fenomen destul de nefast în care crește discrepanța dintre valoarea producției vegetale și valoarea producției animaliere. Deci avem trei culturi anuale care ocupă 82% din suprafața terenurilor agricole. Asta inclusiv înseamnă că nu se prea respectă rotația culturilor anuale și este secătuit până la urmă pământul țării. Aici este nevoie inclusiv de intervenții din partea statului pe viitor pentru a echilibra lucrurile. Vedem în principiu în fondul de subvenționare această subvenționare pe cap de animal. Deci trebuie aceste sectoare care sunt subdezvoltate și cedează de la un an la altul să fie susținute pentru a reechilibra lucrurile. Dacă urmărim de ceea ce se întâmplă în industrie, deci industria în acest an este trasă în jos pe de o parte de sectoarele energofage și din cauza scumpirii resurselor energetice, pe de o parte de sectorul automotiv. Pe general așteptăm în 2022 o scădere per total în industrie, deci pe de o parte avem presiunea creșterii prețurilor la energie, pe de o parte avem cererea externă, deci noi avem câteva sectoare, în special automotiv și industria ușoară, care sunt partea unor lanțuri valorice internaționale, respectiv tot ceea ce se întâmplă pe piețele externe au impact destul de mare și asupra industriei noastre, respectiv lockdown-ul prelungit, spre exemplu, din China sau criza semiconductorilor și chipurilor sau invazia rusă în Ucraina, iarăși, deci sunt factori care au afectat inclusiv și evoluțiile din sectorul industrial. Ceea ce aș dori să atrag atenția în special și vedem din acest grafic ține de avem această presiune a costurilor de producere în industrie, da? Avem deci indicele prețurilor la produsele industriale, adică prețurile cu care ies produsele industriale din întreprinderile noastre sunt în creștere, da? Avem 24% în primele 7 luni ale anului, dar ce este și mai interesant este această disonanță. Pe de o parte avem creșterea prețurilor pe piața internă cu 32% și pe piața externă doar cu 9%, deși sunt și anumite motive obiective și am făcut inclusiv un brainstorming cu toți colegii ca să cum putem explica acest fenomen? Deci, pe de o parte, piața externă, da, este una mai mare, nelimitată, respectiv anumite firme, spre exemplu, își pot permite să vândă la prețuri mai mici din contul economiilor la scară. Sunt anumite contracte pe termen lung care trebuiesc onorate, dar în același timp aceasta denotă și anumite carențe ale cadrului concurențial, pentru că vedem că practic pentru aceleași produse avem o discrepanță de prețuri, de evoluție a prețurilor industriale destul de mare între piața internă și piața externă și în general vedem că prețurile cam se aliniază la inflația din UE și la inflația de la noi atunci când vorbim despre prețurile la produsele industriale. În continuare despre evoluția din sectorul de servicii și investiții, deci vedem o reanimare puternică în ceea ce privește sectorul Horeca și activităților de agrement după pandemie inerent, în ceea ce privește comerțul cu amănuntul, în pofida faptului că a crescut chiar și baza de consum, pentru că avem, da, și mulți refugiați ucraineni, oricum această inflație foarte mare și a spus cuvântul și anticipăm că pe
per total, pe întreg anul, vom avea o scădere în ceea ce privește cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul și inclusiv am văzut recent decizia de politică a Băncii Naționale de a relaxa politica monetară, deci de fapt este la fel un indicator în acest sens. Din sectoarele de servicii, cei care au beneficiat cel mai mult în această perioadă este în primul rând transportul de mărfuri, pentru că a fost o cerere foarte mare în contextul schimbărilor rutelor comerciale odată cu războiul de la Hotar în special. Aceasta a permis reanimarea sectorului feroviar. În sectorul de construcții vom avea în acest an o scădere după 5 ani consecutivi de creștere. Pe de o parte avem scăderea cererii pentru credite, se dau mai puține credite imobiliare pentru că a crescut costul acestora și pe de o parte avem și o creștere a costurilor de producere, în special la materialele de construcție, care au creat această situație. În general, în acest an, o contribuție pozitivă, sectoarele care vor contribui pozitiv la creșterea PIB din sectorul serviciilor ar fi sectorul IT, care ne așteptăm că va trece probabil de jumătate de miliard de dolari volumul exporturilor, dar și sectorul de transport și Horeca. Ceea ce privește investițiile, un fenomen destul de interesant, vedem că în ultimii 2-3 ani cel mai mult a contribuit la creșterea investițiilor în Republica Moldova, anume capitalul privat local. Avem în special în anul 2020, în general, în perioada de criză, avem această tendință a capitalului străin de a se retrage la el acasă, iar capitalul privat local, chiar în anul 2020, volumul investițiilor în an pandemic a fost la nivelul anului trecut. În anul 2021 avem o creștere de aproape 20%, adică dublu față de cât a fost creșterea medie în ceea ce privește investițiile în active imobilizante. Și în anul 2022, deci chiar dacă avem o scădere per total în primele 6 luni ale anului, ea se datorează în special scăderii din contul creditelor externe pentru lucrările de infrastructură, iar dacă ne uităm la investițiile efectuate din mijloacele proprii ale agenților economici, dar și în special din credite interne, deci vedem în continuare o creștere și se află pe plus. Deci și asta se corelează cu următorul slide, cu evoluțiile din sectorul financiar. Deci, în general, vedem și în statistica creditării o cerere mare de finanțări din partea firmelor care a menținut, de fapt, creditarea pe linia de plutire. Deci, în primele 8 luni a anului avem o creștere de peste 30% a volumului de credite noi acordate pentru persoanele juridice. Sigur că scumpirea substanțială a leilor și creșterea normei rezervelor minime obligatorie a făcut băncile să meargă mai mult pe creditarea în valută, în special aceasta fiind inclusiv în contextul oarecum stabilității monedei naționale. Deci cele mai multe credite noi în această perioadă s-au acordat în valută. De asemenea, vedem o competiție mai mare între bănci pentru atragere de noi plasamente și inclusiv acest lobby incisiv care a fost făcut acum în contextul politicii fiscale de a scădea impozitul venit la dobânzile din depozitele bancare. Până la urmă, guvernul a cedat, am văzut, de la 12% la 7%, se încadrează și în aceeași logică. De asemenea, deci per total vedem o creștere a intermedierii financiare de la 0,57 până la 0,67, adică raportul dintre credite depozite, dar firmele încă profită destul de puțin de efectul de levier financiar și încă este loc de îmbunătățire, iar per total sectorul bancar transparent și bine capitalizat a devenit în această perioadă o soluție la crize și nu un generator al acestora, și asta arată că este foarte important să se facă a reforme autentice, pentru că pe viitor acest lucru poate ajuta. În continuare, evoluțiile din mediul de afaceri, asigurarea supremației legii și implementarea efectivă a cadrului normativ rămân în continuare principalele vulnerabilități. Toate, inclusiv rapoartele internaționale, vorbesc despre asta, spre exemplu, indicele libertății
economice, unde Republica Moldova ocupă locul 78 și suntem în categoria de economie moderat liberă. Destul de interesant este și raportul Departamentului de Stat al SUA pentru climatul investițional, care este realizat pentru investitorii americani în primul rând. Deci este un raport destul de obiectiv, care pe de o parte spune că avem un guvern reformist care încearcă întărirea instituțiilor democratice, dar același raport menționează că același guvern poate invoca în mod relativ discreționar securitatea publică sau bunăstarea socială pentru a avea intervenții în economie care de multe ori contravin principiilor pieței libere. De asemenea, numeroasele crize din perioada 2020-2022 au developat nu doar insuficiente resurse financiare de suport, dar și lipsa instrumentelor de suport, și în acest sens a menționat și Adrian. Deci guvernul a venit cu mai multe instrumente de suport care nu sunt doar ad hoc, dar ele sunt instituționalizate și vor putea fi utilizate și în viitoarele evenimente, viitoarele crize, și asta este bine pentru că fortifică până la urmă puterea statului. De asemenea, avem această situație în care guvernul nu a majorat presiunea fiscală datorită suportului extern. Mai mult acest deficit larg a menționat și Alexandru, și noi avem această confirmare inclusiv din datele statistice. Spre exemplu, datele PIB pentru primele 6 luni a anului arată o contribuție pozitivă la PIB a sectorului de sănătate și asistență socială. Asta practic este efectul infuziei de capital din resurse bugetare pentru a menține cumva consumul. Am avut și în acest an și destul de multe intervenții inclusiv pentru afaceri, în special creșterea fondurilor pentru IMM-uri și, în general, accentul guvernului pentru mediul de afaceri a fost orientat în primul rând pentru IMM-uri, inclusiv și politica fiscală de acum de a oferi cota zero la impozitul pe profitul nedistribuit se înscrie în această logică de intervenții de a susține preponderent întreprinderile mici și mijlocii. Deci, dacă să trecem la partea de recomandări. Deci, în primul rând, extinderea schemelor de garantare a creditelor combinate cu dobânzi preferențiale. Avem evoluții destul de bune la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului prin crearea inclusiv a Fondului de Antreprenoriat și Creștere Economică. Deci, în general, statul prin granturi poate susține un număr limitat de companii și nu poate face intervenții la scară, ori prin intermediul acestor instrumente de garantare și de facilitare a creditelor pentru firme poate avea intervenții mult mai la scară, mult mai bine țintite, și de aceea trebuie depus accent pe acest fapt, mai ales că toate datele, spre exemplu datele din Enterprise Survey al Băncii Mondiale, arată că numărul firmelor care consideră că accesul la finanțare este o constrângere majoră în Moldova este aproape dublu față de media regională. Domnule Badal, eu îmi cer scuze, dacă ați putea, vă rog, să doar să le treceți în revistă fără a le comenta, deoarece, din păcate, nu mai putem să ne permitem. Da, ok. Deci, reformarea instituțiilor de control după un model de funcționare axat prioritar pe consultarea firmelor și nu pe sancționarea acestora. Edificarea unui regim fiscal și de muncă simplificat pentru afacerile micro și de familii, prioritizarea investițiilor publice în infrastructură, în condițiile în care inclusiv și agenții noștri economici sunt puternic afectați de creșterea costurilor de transport și logistică. Deci, susținerea rezilienței economice prin adaptarea la schimbările climatice și reducerea dependenței energetice, susținerea producătorilor autohtoni și promovarea identității de brand și de calitate a produselor locale, dar și analiza minuțioasă a cadrului concurențial în condițiile în care datele arată că transparența piețelor rămâne o mare provocare pentru economia noastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Madan. Așa cum spuneam anterior, unul dintre elementele în viziunea autorilor care definește starea țării este guvernarea. Deși autorul a propus să trecem peste din motiv de lipsă de timp, eu totuși îl invit în 2-3 minute să treacă în revistă care sunt cele mai principale constatări. Mersi mult. Domnule Cenușă?
Denis, sunteți cu noi? Deci propunerea este să trecem peste, așa cum domnul Lupușor a menționat principalele constatări și recomandări în partea de mesaje cheie. Aș vrea acum să lansăm sesiunea de discuții. Aș vrea să ofer cuvântul invitaților care au fost rugați să comenteze pe marginea constatărilor raportului. Aș vrea să-l salut în sală pe domnul Marcel Spatare, ministrul Muncii și Protecției Sociale, și îl invit să, din perspectiva guvernării, să ne spună cum evaluează aceste recomandări și constatări. Mersi mult, domnule ministru! Bună ziua! Eu o să-mi cer tare mari scuze, dar vă spun absolut sincer, eu n-am apucat să mă uit peste recomandări. Pentru că eu m-am uitat pe site, pe expert group și n-am găsit raportul. Am zis că voi îl plasați abia azi și eu între timp am fost la președinții, la minister, n-am apucat să mă uit peste recomandări. Dar voi analiza cu mare atenție, așa cum am făcut în fiecare an, și vreau să subliniez încă o dată importanța acestui instrument. Știți că expert group este probabil cel mai puternic think tank atunci când vine vorba de analiza politicilor publice, și noi ne bazăm foarte mult pe expertiza colegilor de la expert group, nu numai atunci când fac diagnoza situației țării, dar și la elaborarea unor mecanisme concrete. Și aici am avut anul acesta susținerea colegilor, domnul Fallon ne-a ajutat la elaborarea criteriilor de risc pentru inspecția muncii, domnul Cenuș ne-a ajutat pe alte, cu domnul Lupșor am făcut conferința pe munca informal, cu domnul Vicol am lucrat la mecanismul privind subvenționarea creșterilor salariale și așa mai departe, da? Cu domnul Rapce. Îmi cer scuze, da. Bun, colegi, doar câteva mesaje. Oamenii sunt, într-adevăr, în centrul, și trebuie să fie în centrul politicilor statului. Statul are rolul de a-i proteja și de a asigura o solidaritate și o distribuție echitabilă a resurselor. De aceea, în momentul în care inflația depășește creșterea economică, și depășește încasările la bugetul de stat, atunci este foarte dificil pentru stat să ia decizii de arbitrare a priorităților. Și această discuție este începută acum, dar cred că ea va continua în următorii ani, pentru că pe noi ne așteaptă o perioadă în care statul va avea mai puține resurse decât obligații. Și atunci va trebui să vedem cum statul își poate onora obligațiile având mai puține resurse. Și aici vor fi probabil făcute niște arbitraje dureroase de care noi cu toții trebuie să fim pregătiți. Asta este mesajul. El este un pic abstract, dar eu cred că marea majoritate a celor prezente în sală își dau seama despre ce este vorba, și domnul Sainciuc de asemenea, care vreau să-l salut. Domnul Sainciuc. Și să vă rog să dați cuvântul și sindicatelor. Mersi. Mersi mult, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sainciuc, că ați acceptat invitația noastră să comentați pe marginea constatărilor studiului. Șocurile din anul acesta a afectat în primul rând bunăstarea oamenilor. Cum credeți dumneavoastră, cum a răspuns guvernul acestor măsuri și ce se putea face mai bine? Mersi. Da, mulțumesc mult. Eu am făcut cunoștință cu raportul de stare a țării. Vreau să spun că mi-a plăcut mult. Chiar am primit și o satisfacție de la el. Așa că felicitări echipei de experți care l-a elaborat. Vreau să mă refer în cazul de față puțin la prognoza macroeconomică care a fost
elaborată de Ministerul Economiei, pe data de 23 noiembrie, coordonată cu FMI și care a stat la baza elaborării tuturor bugetelor pentru anul 2023. Deci vedem că estimările pentru 2022 ne arată că produsul intern brut în prețuri comparabile va diminua cu 3%, adică va constitui doar 97%, inflația medie anuală 129,3%, inflația la sfârșit de an 134,36%, dacă ne uităm la salariul mediu nominal, da, el va fi mai mare decât cel prognozat de 9.900 de lei, deci va fi peste 10.280, în termeni nominali 114%, dar dacă să ne uităm reieșând din rata inflației, va constitui doar 88,5%, adică practic o diminuare cu 11,5%. Asta se referă și la fondul de salarizare per total pe economia națională. Privitor la indicatorii, deci dacă să vorbim și despre salarizare în sectorul public, sectorul bugetar și sectorul real, noi vedem că chiar în trimestrul 3, deci salariul mediu în sectorul public e undeva cu mai puțin de 15% față de media pe țară, și iar în sectorul real e cu plus 16% mai mare decât media pe economie. Vreau să menționez că acțiunile guvernului practic au fost orientate pentru a menține veniturile populației, a salariaților, a pensionarilor, a altor categorii de populație, chiar dacă au fost resurse poate insuficiente. Dar ceea ce s-a adoptat a fost un lucru, considerăm, destul de bun. Vorbim despre salarizarea sectorului bugetar. Deci, începând cu 1 ianuarie 2022, valoarea de referință s-a majorat cu 10%, cu 100 de lei, la 1 septembrie, încă o dată cu 100 de lei, deci faptul că a fost stabilit salariul minim la nivelul coșului de consum, încă mai înainte a fost un lucru iar de asemenea salutabil, și totodată în sectorul public s-a mers pe formula ca salariile să fie, pentru cei cu salarii mai mici de 3.100 de lei, 3.500 de lei, care au fost stabiliți salarii minim pe țară, să fie completat cu suport din partea statului pentru a ajunge la acel nivel de 3.100 de lei și 3.500 de lei. Evident că a fost un suport foarte bun, prin aceasta a ridicat și capacitatea de cumpărare a populației cu venituri mici. Ce ține de, negând faptul că aici vreau să menționez că sindicatele și patronatele au negociat și au semnat și un memorandum ca în 2022 salariul minim să fie de 4.000 de lei și asta era posibil în principiu, dar s-a ajuns la formula, mă rog, e decizia guvernului ca să fie stabilit 3.500 de lei. Important că și la unitățile economice din sectorul real, adică de stat, capital majoritar de stat s-a trecut la acea majorare de 3.500 de lei și în acest context vreau să subliniez și faptul că iarăși la decizia partenerilor sociale s-a modificat cadrul legal, legea 847, legea salarizării, prin care s-a stabilit că în țară trebuie să iei un singur salariu minim și este normal lucrul acesta, nu patru cum era anterior. Iarăși, pentru anul viitor, dacă vorbim, cei ce ține de salariu minim deja a fost aprobat de 4.000 de lei. Iarăși aici doresc să menționez că și sindicatele și patronatele au propus ca să fie un salariu de 5.000 de lei, cel puțin de 5.000 de lei, fiindcă asta prevede și standardele internaționale pe care le-a ratificat Republica Moldova. Dar aici, dacă să ne uităm și, bun, ulterior și cu pensiile puțin ați vorbesc, ce ține de salarizare, totuși, în continuare, evident că, cum a menționat și domnul Fala, acele activități care s-au realizat până anul curent trebuie să fie prelungite și la anul viitor. Deci asta se referă și la salariul minim de 4.000 de lei, asta se referă și la acele mijloace financiare care au fost alocate în bugetul de stat pentru salarizare bugetarilor. Acolo, bun, pentru prima oară s-a luat o decizie, așa aș spune, neordinară, prin care la toți bugetarii, 180.000 de poziții, să fie stabilit un spor la salariu de 1.300 de lei. În principiu, dacă se majora valoarea de referință cu 5% sau cu 10%, de exemplu, cei cu clasa de salarizare mai mare sau cu salarii de funcție mai mare trebuie să primească mai mult ca suplement, cei cu salarii mai mici înseamnă primeau mai puțin, în cazul de față, practic ar fi o echitate așa socială, ca să fie 1.300 de lei pentru fiecare persoană, evident că chiar și astăzi am discutat cu Ministrul Finanțelor, ce va fi pe viitor, adică o să revenim la problema dată și la valoarea de referință și la acest contum de suport, dar aici vreau să menționez că iarăși am negociat și cu partenerii sociale, adică cu patronatele, că salariul minim ar putea să fi fost și 5.000 de lei.
Privitor la pensionare, iarăși mă bucur faptul că guvernul a acceptat ca pensia minimală să fie stabilită la nivelul minimului de existență și nu al pensionarilor, dar al media care era, și era de 2000 de lei. Acea indexare care s-a făcut pe parcursul anului de 13,39% este una favorabilă, deci astăzi este pensia minimală de 2278 de lei. Dar privitor la mecanismul de indexare vreau doar să menționez câteva aspecte. Anterior au fost doi indicatori. Rata medie a inflației și salariul mediu pe economie, se luau doi indicatori, media lor, și se indexa. Pe urmă s-a trecut doar la indexul prețurilor de consum, s-a aplicat media anuală, ulterior s-a modificat legislația, s-a făcut la sfârșit de an. Deci, practic, în opinia noastră, ar trebui să fie o previzibilitate aici, ca să fie un indicator concret, bine știut, de indexare a pensiilor, fiindcă la momentul de față deja s-a mers prin modificarea cadrului legal și se va indexa pensiile la rata de creștere a veniturilor în baz pentru față de anul precedent. Și asta va constitui undeva 14,35 permise de indexare. Adică tot e bun, dar la urmă urmă trebuie să fie un indicator foarte concret, ca să fie previzibil și nu să-l schimbăm în fiecare an în dependență de anumită conjunctură. Mai departe, și aici se legătura dintre salariul și pensii. Am menționat că s-a făcut un lucru foarte bun. Dar ca eu să câștig o pensie minimală de 2278 de lei astăzi, dar rămân dacă după o indexăm de la 1 aprilie iarăși, va fi mai mult, deja 2500, eu ca salariat trebuie să am măcar un salariu minimal de 5000 de lei ca să-mi pot câștiga pensie minimală. Da, iarăși statul a mers pe o formulă foarte bună, că majorând pensia minimală, deci acordă un supliment din partea statului pentru pensionarii care au pensie mai puțin decât pensia minimală. Și e un lucru foarte bun, e datoria statului. Dar eu, ca salariat, mi-aș dori că eu singur să-mi pot câștiga pensia minimală. Deci, în cazul de față, eu trebuie să am un salariu minim care să-mi acopere pensia minimală. Deci, asta ar fi iarăși 5.000 de lei. De fapt, aici vreau să mă refer și la Cartea Europeană Socială Revizuită, vreau să mă refer și la ultima directivă UE care a fost adoptată privind modalitățile de stabilire a salariului minim în UE și acolo, iarăși, cu negocierile colective trebuie să fie cuprinse undeva 80% din salariați și acolo, iarăși, 50% din salariul mediu pe economie sau 60% din salariul mediu median. Încă un aspect la care vreau să mă refer, ce sunt de piața forței de muncă, deci domnul Fallo a menționat despre lucrul acesta, adică indicatorii sunt buni, dar totodată rata de ocupare, rata de activitate, în principiu, e 41-42% față de media europeană, care e 65-70%. Eu înțeleg că aici noi avem un aspect că este... Sunt cetățenii noștri care sunt plecați psihotare la muncă, e un număr foarte mare, ei nu sunt incluși în populația ocupată, dar ei sunt incluși în populația inactivă și de ce în cazul de față nu ne dă un indicator foarte mic. Dar totodată avem o rată a șomajului de 2,5%, la tineri de fapt de 12%, și evident că aici mă refer și la faptul că avem un segment, am vorbit și domnul Fal, de economie informală, salariile implic. Deci, mă bucur faptul că anul acesta Ministerul Muncii și Protecției Sociale a promovat mai multe măsuri ce țin de combaterea economiei informale. Noi ne-am alăturat acestei activități. În opinia noastră, pur și simplu, s-au făcut multe activități și bune, dar aici ar trebui să fie un program sau un plan concret de acțiuni. Noi suntem gata să ajutăm Ministerul ca să mergem pe un program concret foarte bun. Ce facem în fiecare lună, în fiecare zi pentru a combate economia informală, fiindcă asta e o rezervă foarte bună pentru a suplimenta veniturile țării și de a face ca cetățenul să înțeleagă că beneficiile muncii legale sunt mai bune, cu mai multe avantaje și de asigurări sociale decât munca nedeclarată, fiindcă el are un beneficiu momentan, dar pentru viitor el trebuie să înțeleagă că pensia trebuie să-i fie asigurată și această pensie să-i permită să primească, adică să aibă un nivel normal de viață. Eu aici mă opresc, să dau posibilitatea și la alți colegi să vorbească, dar aș putea să vorbi mai multe. Deci, pur și simplu apreciem ce s-a făcut până în prezent și evident că înțelegem că sursele financiare au fost limitate, dar și pe viitor ne dorim ca veniturile să fie mai mari. Noi suntem țară candidat de aderare la Uniunea Europeană. Evident că noi trebuie să facem un salt cu privire la salariul minim. Să-l dublăm. Nu să majorăm cu 5% sau cu 10%, fiindcă dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană, să nu fim la coadă cum sunt țările care nu au făcut lucrul acesta. Foarte multe țări au dublat acest salariu, au făcut un efort enorm din start
și au mers pe făgașul foarte bun. Dar la momentul de față, dacă noi nu facem lucrul acesta, deci salariul minim care este de 4.000 de lei, noi am fost la coada în Europa cu salariul mediu, cu salariul minim, așa și vom rămâne în continuare. Deci asta e cea mai problemă. Problema că salariul minim mediu la noi, prognozat pentru anul viitor, e mai mic ca salariul minim din România. Deci eu nu mai vreau să comentez aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Sainciuc. Înainte de a oferi cuvântul următorului invitat, aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Adrian pentru un scurt comentariu. Doar o propoziție, pentru că să fac conexiune între intervenția domnului ministru și domnul Sainciuc. Această discrepanță între venituri și cheltuieli și acest deficit bugetar, eu sper că guvernarea îl va acoperi tocmai din ceea ce înseamnă domnul Sainciuc, din combaterea economiei informale, din extinderea spațiului fiscal și nu din contul majorării presiunii fiscale. Mersi. Da, eu doar un singur aspect am vrut să-l menționez aici, stimați colegi. Vorbim despre anul 2023, da, bine că avem măsuri de stimulare, adică salariul minim am majorat, sunt măsuri pentru sectorul public bugetar, dar mai era o măsură foarte bună în politica bugetară fiscală când se indexa cel puțin la rata inflației scutirile personale ale salariaților. Pentru anul viitor, după cum cunoașteți, scutirile personale nu se modifică, dar ar fi fost o formă suplimentară de a menține veniturile celor care muncesc. Mulțumesc! Domnule ministru? Da, eu tot voi încerca foarte scurt și iată, pentru eficiența discuției, eu mă bucur că astăzi noi discutăm despre salariul minim, nu despre cuantum minim garantat în plată în sectorul real și așa mai departe, cum era până acum. Deci avem un singur concept și discutăm despre acest concept și e bine că discuția este din ce mai, în ce mai activ în societate. Acest a fost dezideratul, inclusiv al meu, din prima zi când am venit la minister și mă bucur că împreună cu sindicatele și patronatele am realizat acest lucru. Avem un singur salariu minim pe economie. El încă nu este la nivelul pe care ne-l dorim, sunt de acord și vom continua să promovăm creșterea lui. În același timp, vreau să vă spun că în pofida tuturor, iată, greutăților bugetare și așa mai departe, la începutul săptămânii eu am prezentat bugetul Asigurării Sociale de Stat în Parlament și vreau să vă spun că bugetul Asigurării Sociale de Stat, ca pondere în PIB în economie, da, a crescut din 2019, de la, el în 2019 era 10,3%, acum este 12,6%. Voi mulți sunteți economiști, înțelegeți ce înseamnă 2,6 puncte procentuale. Asta este destul de mult. Deci în structura economiei, bugetul Asigurării Sociale de Stat a crescut. Asta înseamnă că statul acordă din ce în ce mai multă atenție protecției sociale. Iar acolo unde există un potențial de a acumula mai multe resurse este într-adevăr munca informală și de asta Corina, acum colega mea, secretar de stat Corina Așder, nu poate să stea până la sfârșitul ședinței pentru că a mers la Parlament unde astăzi va prezenta proiectul de lege pentru clarificarea, pentru, haideți așa, proiectul de lege pentru competențe și atribuții clarificate, noi îmbunătățite pentru inspecția muncii, inclusiv acordarea dreptului de a face controle inopinate. Și aici vreau ultimul lucru să spun, control inopinat nu înseamnă control aleatoriu. Control inopinat înseamnă control neanunțat. Pentru că dacă tu anunți angajatorul cu câteva zile înainte că vrei să-i faci control în domeniul muncii, atunci n-ai să găsești nimic. Sau ai să găsești foarte puțin. Control inopinat înseamnă control neanunțat, bazat pe criterii de risc. Metodologia privind criteriile de risc este deja elaborată și publicată. Deci de anul viitor, Inspecția Muncii, pentru prima dată după nu știu câți ani, va putea să facă controle inopinate la scară largă. Bine, ea făcea câteva controle inopinate, dar pe o metodologie foarte restrictivă. Și vom avea sprijin și de la Uniunea Europeană, un proiect, înțeleg eu, destul de mare pentru capacități tehnice pentru Inspecția Muncii. Și sper că anul viitor această instituție să devină un model și o instituție modernă care va putea să efectueze aceste inspecții și să redea oamenilor încrederea că se controlează doar pe cei care nu se conformează. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. În continuare, aș vrea să ofer cuvântul doamnei Liliana Băsuioc, președinta Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova. Doamnă Băsuioc, una din constatările raportului este că, în pofida crizelor în derulare, sentimentul general al inițiativei antreprenoriale rămâne unul rezilient. Iar începând cu a doua jumătate a anului trecut, numărul întreprinderilor nou create depășește numărul întreprinderilor celor care
care au fost închise. Cum credeți dumneavoastră, este un trend sustenabil și cum se vede din interiorul sectorului aceste tendințe? O altă întrebare la care v-aș ruga să oferiți răspuns este: cum vedeți dumneavoastră riscul creșterii poverii fiscale în contextul expansiunii cheltuielilor sociale? Și care este impactul acesta asupra IMM-urilor? Mersi mult! Da, mulțumesc tare frumos! Sincer, mie mi-este foarte greu să vorbesc după ce am auzit imediat acum cu controlele inopinate de către Inspecția Muncii și creșterea salariului mediu. Vreau să spun că asta m-a bulversat totalmente. Eu acum, practic, trebuie să restructurez ceea ce vreau să spun. Deci, cred că o să încep cu partea bună. Surprinzător, anul acesta cred că unul dintre cele mai provocatoare prin care a trecut Republica Moldova vreodată, care în luna martie, aprilie era oribil pentru antreprenori, când a fost un exod de oameni fără precedent. Cu toate acestea, oamenii s-au mobilizat atât de mult și noi în cadrul asociației avem serviciu de centru de resurse. Noi avem o echipă de experți care oferă consultații. Și eu vreau să vă spun că în acea perioadă, pe lângă faptul că noi emiteam note informative, practic în fiecare zi cu deciziile Comisiei de Situații Excepționale, noi ofeream consultanță, noi preluam ceea ce venea de la antreprenori și veneam cu propuneri către guvern ca să fie îmbunătățit situația cu suportul pentru refugiați, pentru donații, cum funcționează compensațiile la gaz și tot așa. La noi a crescut foarte mult cererea pentru acces la finanțare. Adică, antreprenorii au doar o singură cale să meargă înainte și să dezvolte. Antreprenorii nu sunt oamenii care își pot lua valiza și pot să plece. În acest sens, eu vreau să spun că noi suntem absolut încântați de diversitatea pe care le are acum programele ODA, pentru că acum câțiva ani erau doar 3 programe în care antreprenorii de la o țară nu era practic niciunul eligibil. Pentru cei care nu cunosc, eu vreau să vă spun că noi în asociație avem acum 80 de antreprenori din diferite industrii și fiecare venea și spunea: Liliana, eu nu sunt tânăr, eu nu sunt femeie și eu nu m-am reîntors din diasporă. Deci eu practic nu sunt eligibil pentru niciun program. Și eu acum, noi apreciem foarte înalt, eu sunt bucuroasă, antreprenorii asta observă, pentru că acum avem o diversitate de programe foarte mare, ceea ce probabil, din experiența noastră, la cum a crescut cererea pentru solicitarea la acces la finanțare, probabil că a și dus la faptul că au apărut cu mult mai multe întreprinderi. Ceea ce ne dorim noi acum este ca aceste întreprinderi să poată funcționa în condiții echitabile, în condiții transparente, în condiții lipsite de practici abuzive. Și aici vorbesc despre dereglementare. Noi mai mult de un an pledăm în special pentru simplificarea controalelor de stat și reducerea abuzurilor. Noi ne bucurăm foarte mult că ieri marți, a fost prezentat primul pachet de dereglementare, unde se regăsesc cel puțin 2 propuneri care au venit de la asociația noastră, unul cu privire la controalele de la Inspectoratul Fiscal de Stat, care deja în lege era prevăzut că în primii 3 ani ele să fie doar consultative, dar asta nu se respecta. Și mesajul pe care noi îl transmitem la majoritatea partenerilor, donatorilor, autorităților, este că noi putem crea 10 de programe de stat de suport și noi toți vrem să trăim într-o țară dezvoltată. Dar atâta timp când antreprenorul, în momentul în care inițiază afacerea, se ciocnește cu o sumedenie de probleme birocratice, abuzive, ambiguități, neclarități, noi pur și simplu amplificăm și creăm și dezvoltăm în continuare toate problemele pe care noi le avem. Și atunci întrebarea mea este: cum noi să obținem acel salariu? Prin inspecții și controale? Cu tot respectul, o să vă spun o istorie de acum 2 ani, înainte de pandemie. Era luna februarie. Iată, este în spate Alexandru Guzun de la Pricewaterhouse. Era la Consiliul Economic, pe lângă prim-ministru, s-a prezentat un studiu cu fenomenul salariilor în plic. La masa aceea nu era practic nimeni din mediul de afaceri. Nimeni. Deci erau autorități, erau reprezentanți de la diferite ministere și s-a constatat că noi avem o problemă. Problema noastră este salariile în plic, care toți sunt conștienți. Rezultatele studiului au arătat că majoritatea salariilor în plic erau în agricultură. Și în agricultură, în special, în gospodăriile țărănești.
Știți care a fost soluția la acea problemă discutată acolo? Noi vom merge, vom controla, vom amenda și peste un an vom vedea care este rezultatul. Asta era luna februarie. În luna martie, câmpurile noastre erau pline cu inspectori de la Inspectoratul Fiscal care verificau cât de legal sunt angajați oamenii. Și întrebarea mea în acel moment a fost, câți reprezentanți de la acea masă au vorbit vreodată cu un antreprenor care are o gospodărie țărănească? Să vadă cât de greu este omului, câte frici are el, ca să facă un contract individual de muncă, ca să transporte oamenii la câmp, ca să duc contabilitatea. Deci haideți mai întâi să creăm condiții, să scoatem ceea ce deranjează și încurcă, să ajutăm antreprenorii să poată funcționa normal și putem să cerem din ei tot. Și eu, în consecință, aș vrea să spun, din numele comunității pe care îl reprezint, cu toate că anul a fost provocător și greu, faptul că se dorește și noi avem antreprenori care vor să se dezvolte, noi avem antreprenori care vor să ofere condiții bune de muncă, care să plătească salarii mari. Fapt demonstrat este că asociația noastră din ianuarie anul trecut a crescut de două ori. Noi după pandemie, în septembrie 2021, am rămas 20 de membri. Deci, practic, majoritatea sau s-au închis, sau au plecat, sau așa. Noi acum suntem 80. Pentru mine asta este confirmarea că antreprenorii noștri își doresc să se dezvolte, sunt gata să se implice în dialog public-privat, ceea ce noi deja facem ca asociații și noi avem rezultate și noi salutăm eforturile guvernului. Și cred că este foarte, foarte important asemenea discuții să aibă loc anume în așa sinergie, pentru că fiecare să-și poată expune opinia și noi să ajungem la cele mai bune condiții și pentru toate părțile implicate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Băsoioc. Da, deja discuțiile, de fapt, s-au lansat, ceea ce am rezervat noi spațiu pentru următoarea etapă, dar vă rog, domnule ministru. Am simțit emoții în glas, știu că și din cauza intervenției mele, poate eu n-am fost suficient de explicit, dar am să mai repet încă o dată ceea ce am spus. Control inopinat nu înseamnă control aleatoriu. Este bazat pe o metodologie de estimare a riscurilor. Și controlele inopinate sunt făcute tocmai pentru a vă proteja pe voi, cei care sunteți angajatori de bună credință, care respectați legile și așa mai departe. Și pentru sectoarele în care există antreprenori de bună credință care respectă legea. De exemplu, sectorul construcțiilor. În sectorul construcțiilor avem o foarte mare discrepanță între angajatori care sunt foarte onești și corecți și angajatori care angajează oameni fără contract, deci nici nu vorbim despre angajare sau muncă subdeclarată, dar vorbim concret de oameni care sunt pe șantiere de construcții, cad de la etajul 20, mor, și după aceea familia tânărului nu poate să primească o compensație de la angajator pentru că el se afla pe șantier fără știrea angajatorului, nu avea contract de muncă. S-a întâmplat chiar recent și este un caz tragic. Nu se respectă, mergeți prin oraș și o să vedeți pe șantierele de construcții și numărați câți oameni poartă casca și câți nu poartă casca și o să vedeți. Combaterea muncii nedeclarate nu este doar despre salarii sau despre impozite. Este despre drepturile oamenilor și despre sănătatea și securitatea în muncă, despre sănătatea și protecția oamenilor noștri. De aceea vreau să vă asigur că este în interesul businessului ca businessul cinstit să nu trebuiască să facă concurență cu businessul care profită de pe urma neconformării. Deci este doar în interesul vostru. Mersi. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. O replică după care să... Da. Eu sunt absolut de acord. Noi ne dorim acestea să nu fie abuzive. Din experiența noastră, practic toate controlele inopinate se fac pe companiile care lucrează 100% legal. Pentru că nu existau... Noi am revăzut complet criteriile de risc. Deci complet am refăcut metodologia de evaluare a riscului.
Vă mulțumesc. Acum aș vrea să-l invit pe domnul Iulian Groza, care este director executiv al Centrului pentru Politici, al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, care să ne expună părerea asupra capitolului special al acestei ediții, și anume statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Domnule Groza, autorii raportului constată că realizarea condiționalităților Uniunii Europene este într-un ritm destul de moderat. Pe de altă parte, ambasadorul Uniunii Europene la Forumul de Integrare Europeană menționa că calitatea reformelor contează, sugerând că ritmul de realizare a condiționalităților, angajamentul de realizare a condiționalităților este mai curând prea ambițios. Cum comentați dumneavoastră aceasta? Și o altă întrebare la care aș vrea să vă referiți este: care în viziunea dumneavoastră sunt riscurile de neîndeplinire în termen a angajamentelor care derivă din statutul de țară candidat? Mersi. Mersi mult, Ana, și felicitări colegilor la expert grup pentru acest raport, această radiografie anuală care deja avem plăcerea să o analizăm cu toții la final de an, pe parcursul ultimilor 12 ani. Vreau să încep cu cumva domnul Sanciuc m-a inspirat să sumarizez cumva așteptările noastre față de cum trebuie să se miște lucrurile în Republica Moldova, analizând starea națiunii, starea țării, și cumva mă duce la gândul că cumva trebuie să devenim din zimbru european în tigru european, să ne transformăm să facem un salt din, și ca să facem saltul trebuie să devenim tigri. Da, am făcut această așa metaforă ca să ne imaginăm cât de mult trebuie să facem pentru că, într-adevăr, să reușim să facem un salt. Adică trebuie să lucrăm mult asupra noastră și, într-adevăr, Republica Moldova are foarte multe provocări cu care se confruntă, iar în pofida multiplor crize care ne afectează în ultimii ani, amplificate și de războiul neprovocat de Rusia împotriva Ucrainei, totuși este de remarcat că Republica Moldova nu bate pasul pe loc. Și lucrul ăsta, într-un fel, este reflectat și de colegii noștri în raportul de țară. Republica Moldova nu este singură în fața acestor provocări cu care ne confruntăm, și asta este clar. Am văzut foarte bine sprijinul politic, tehnic, financiar oferit de partenerii noștri de dezvoltare pe parcursul ultimelor ani, în special parcursul anului curent. Și asta cred că ne întărește, cel puțin ne oferă un cadru în care putem să privim lucrurile un pic în direcția totuși, sau să ridicăm un pic baza negativă în care ne aflăm. În mare parte, într-adevăr, acest sprijin de care se bucură Republica Moldova din partea partenerilor de dezvoltare se datorează implicit din cauza schimbărilor politice, încrederii în agenda pro-reformă a conducerii, a președintelui Republicii Moldova, dar există foarte multe sincope. Sincope care sunt generate de dincolo de crizele care le-am văzut. Noi știm că există foarte multe probleme care au la bază motive diferite, diverse. Sunt și obiective, sunt și subiective, există și această rezistență a sistemului împotriva reformelor, există și această cumva tentație de a tăia colțurile, care afectează transparența în procesul de luare de deciziilor. Lucrul ăsta s-a observat și la nivel de promovarea inițiativelor legislative sau chiar recent. A câta oară noi iarăși suntem în situația în care să luăm decizii importante cu privire la aprobarea bugetară într-un termen relativ scurt. Înțelegem că în spatele acestui proces a stat un lucru imens și cu FMI, și cu patronatele, și cu sindicatele, dar
Întotdeauna parcă suntem în situația în care să ne grăbim, să luăm decizii foarte importante într-un termen foarte scurt, care într-un fel sau în altul iarăși cumva creează problemele pe logol, care până la urmă pot genera și greșeli, după care iarăși trebuie să revenim să le corectăm. Pe de altă parte, totuși, eu cred că în pofida faptului că anumite reforme au fost inițiate cu întârziere sau inițial nu au fost inițiate, dar între timp s-au transformat prioritățile și au fost inițiate cu întârziere, cum ar fi, de exemplu, reforma în stații publice. Anul trecut noi discutam și încercam să promovăm urgența inițierii unei reforme în stații publice centrale și locale. Iată că la sfârșitul anului curent deja discutăm despre un concept de reformă în stații publice. Lucru care, iarăși, într-un fel bucură, dar s-a pierdut ceva timp. Până la urmă, e bine că s-a pornit. Pe de altă parte, există și anumite reforme care, în pofida acestor crize, care evident că distorsionează din energia de reformă, anumite reforme, deși se mișcă lent, prin natura lor, dar se mișcă, și ce vine vorba de sectorul justiției, nu este o reformă simplă, cum nu este nici reformă din stații publice, nici reforma care ține de gestionarea finanțelor publice, dar aici cel puțin am observat o anumită consecutivitate, consecvență și lucru recunoscut și la nivel internațional. Acum, decizia de a obține, decizia Uniunii Europene de a oferi statutul de țară candidată, evident că într-un fel sau în altul reflectă această dinamică, acest context. Evident, am discutat despre asta foarte mult timp, contextul luării decizii date este unul foarte specific și ține. E evident că este un răspuns la războiul Rusiei dus împotriva Ucrainei, dar acum că suntem țară candidat, cumva calea noastră europeană prinde și mai mult contur, și mai mult conținut, și mai multe angajamente, când vine vorba de standarde, legislație, rigori europene, ținte europene. Domnul Sanciuc s-a referit la țintele care țin de salariul minim, spre exemplu. Sunt ținte spre care trebuie să tindem, dar evident că lucrurile astea pot avea loc atâta timp cât vom avea nu doar voința politică necesară, dar și implicarea actorilor interesați la toate etapele. Și asta vreau să zic, că condiții, rigori pe care trebuie să le aproximăm, să le transpunem, vor apărea multe în continuare, având în vedere că ne dorim să lansăm negocierile de aderare cu Uniunea Europeană, care vor dura mult timp și vor fi foarte complexe, dar evident că din punct de vedere politic, la nivel regional, pentru noi contează foarte mult ca să avem această referință, acești pași, să existe această dinamică. Și în momentul în care obținem statutul de țară candidată, evident că noi ca și țară trebuie să tindem spre momentul în care să lansăm negocierile de aderare. Avem multe avantaje în sensul ăsta în comparație cu țările din Balcani, că avem și acordul de asociere și Denis s-a referit la acest lucru în intervenția sa. 8 ani de implementare a acordului de asociere ne oferă practic o bază bună pentru ca să ne racordăm cu criteriile minime pe care Uniunea Europeană le setează în fața candidaților, mai dinamic în raport cu țările care de-abia negociază aceste criterii care trebuie să le transpună. Dar esențial pentru noi este ca Republica Moldova să implementeze, în primul rând, acordul de asociere. Sunt și cele nouă condiții. Vor apărea, iată, săptămâna curentă, probabil, sau săptămâna viitoare, va apărea și o nouă opinie a Comisiei Europene, mult mai detaliată, deja 33 de capitole, pe toate sectoarele, unde vom vedea și alte măsuri pe care noi va trebui să le implementăm. Dar esențial pentru Republica Moldova este ca autoritățile, la nivel central și la nivel local, să-și sporească capacitatea administrativă și decizională.
pentru a face față nu doar crizilor continue, dar și implementării calitative a reformelor. Cred că astea sunt câteva elemente pe care vreau să le punctez, care mie mi s-a părut cumva importante, analizând și raportul colegilor. Acum, legat de întrebările pe care le-a formulat Ana, ritm moderat versus prea ambițios, prea ambiții și termeni prea ambițioși. Eu nu cred că suntem în situația în care să avem un ritm moderat. Și eu cred că noi avem setate niște obiective foarte ambițioase. Fiindcă aceste obiective sunt dictate de obiectivul politic la nivel regional, de a obține această decizie din partea Comisiei de a iniția negocierile de aderare. Și chiar dacă se presimte un element de competiție la nivelul Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei și într-un fel un element de, nu vreau să zic frustrare, dar un element de deranjament în țările din Balcani de Vest cu privire la noi veniți. Am zis-o cu alte ocazii, dar cred că asta este important. Atât timp cât noi vom avea în față calea noastră, știind ce avem de făcut și vom colabora cu partenerii noștri, nu doar din Uniunea Europeană, dar și din țările balcanice și Ucraina, foarte important, eu cred că asta ne va oferi și mai mult siguranță în acest proces de a transpune toate aceste riguri. Acum, sunt 9 măsuri de bază pe care cel puțin până în iunie anul viitor trebuie să le îndeplinim. Eu unul sunt așa relativ optimist că Republica Moldova va reuși să asigure progrese pe majoritatea din aceste domenii, din motiv că majoritatea din măsurile care sunt incluse sunt parte din agenda de angajament al guvernului de ceva timp. Provocarea de bază ține că majoritatea din aceste măsuri, două treimi din aceste măsuri, vizează sectoare de reformă foarte complexe, foarte complicate, unde evident că nu poți să asiguri un anumit track record cu finalitate într-un termen scurt. Deci nu poți să reformezi justiția în 6 luni sau în 9 luni sau într-un an. Sau nu poți să asiguri un sistem de administrație publică tot în 6 luni. Sau nu poți să ai un sistem de gestionare a finanțelor publice într-un termen de un an de zile. Sau nu poți să combați corupția și crimă organizată în 9 luni de zile. Nu, asta se așteaptă de la noi, pe de o parte. De la noi se așteaptă ca voința sau angajamentele declarate să se transpună în politici și în măsuri foarte concrete la nivel instituțional care să arate o anumită dinamică și o anumită schimbare a status quo-ului. Și aici eu sunt de acord cu Denis că atunci când avem niște indicatori foarte clari și preciși și niște măsuri foarte precise, specifice la nivel de ce ar trebui să facem, asta ne avantajează. Cu cât mai generale sunt măsurile indicate, cu atât mai complicat este să le evaluezi și să măsori progresul dinamic. Acum, înțelegerea mea este că și la nivelul Comisiei Europene există această nouă metodologie de evaluare. La moment, având în vedere că Republica Moldova, Ucraina și Georgia se angajează în acest proces nou, din câte cunosc, la nivelul Comisiei se discută pentru ca în procesul de evaluare a acestor măsuri, acestor condiții, să se puncteze foarte clar principiul de track record. Asta înseamnă trasabilitate. Trasabilitate, dar mulțumesc foarte mult. Trasabilitatea progresului. Iar noi, ca și actori non-statali, neguvernamentari, tot avem o anumită responsabilitate în acest sens, nu doar guvernul. Fiindcă nu guvernul
se integrează în Europeană, nu partidele politice se integrează în Europeană, dar Republica Moldova este stat candidat și asta înseamnă că toți noi suntem responsabili, fie că suntem patronate, sindicate, business, societate civilă, comunitate, primării și așa mai departe. Noi toți trebuie să avem claritate asupra acestui efort comun și respectiv să continuăm. Noi, din partea sectorului de cercetare, sub societate civilă, vom avea contribuția noastră, așa cum am avut-o și anul trecut, și anul curent. Împreună cu colegii de la Expert Group și la CRJM și Fundația Eberstift, vom lansa anul viitor două rapoarte, unul intermediar și unul în iunie, ca să monitorizăm dinamica de realizare acestor condiții. Și vom depune un efort inclusiv în dialog cu decidenții la nivel european, la nivel de instituții europene, Grosan, cu privire la acest lucru. Și cred eu că asta ar putea să ajute și mai mult în responsabilizarea și, într-un fel, ghidarea, dacă doriți, inclusiv a efortului la nivel național. Asta vreau să zic. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Groza, pentru acest comentariu comprehensiv. Aș vrea acum să-l invit pe domnul Vadim Pistrinciu, care este director executiv la Institutul pentru inițiative strategice și reforme, să comenteze succint pe marginea capitolului guvernare. Domnule Pistrimciuc, deși evoluțiile în domeniul guvernanței sunt pozitive și au pus baza unor serii de transformări favorabile în domeniul mai multor politici interne și externe, autorii raportului totuși constată că există o insuficiență de voință politică în asigurarea unui sau pe deplin a separării puterilor în stat, a unui proces decizional inclusiv și transparent. Cum comentați dumneavoastră aceasta? Și o altă constatare este legată de un alt domeniu de comunicare strategică pe marginea reformelor și a deciziilor adoptate. Deci cum influențează aceasta, cum poate influența aceasta mersul reformelor? Da, mersi mult, eu n-am să mă repet. Principiul, da, există, deci noi despre transparență în procesul de deciziilor vorbim, cred că de când e Republica Moldova, nu e o noutate. Deși nu asta este cea mai mare problemă noastră, mai ales în contextul războiului, a crizelor, care, după mine, în continuare este, impactul cărora este în continuare subestimat de multe sectoare de activitate publică în Moldova. Dar în același timp, perioada asta de crize, la fel cum au spus și autorii studiului, deci a demonstrat și niște lecții de învățat. Spre exemplu, mobilizarea guvernării pe timp de criză, răspunsul, reziliența arată că aplicând anumite modele mai centralizate de luare deciziilor, poți să intervii destul de eficient și să eviți niște catastrofe umanitare sau chiar să le gestionezi în proporții de care ele nu au mai fost în Republica Moldova. Și dacă te uiți atent la aceste lecții învățate, observi de fapt că cel mai eficiente au fost instituțiile care poartă un grad de verticalitate destul de înalt. Deci pe ele s-a mizat și în primele zile. Și noi trebuie să luăm și de aici niște lecții de învățat. Sigur, sunt anumite chestiuni care semnale nu prea bune și ele trebuie criticate, rapiditatea elaborării bugetelor. Iarăși nu e prima dată, dar nu este un guvern de coaliție. Noi cu domnul Sainciuc am făcut parte dintr-un guvern de coaliție, atunci trebuia să reușești să negociezi cu FMI-ul și după asta să te mai duci încă la așa numitul Consiliul Alianței, sau cum se numește, acolo încă o rundă și s-ar putea să te mai duci încă o dată la femeie. Deci, acum situația e un pic mai benefică din punctul ăsta de vedere. Mai simplu, da. Bun, transparența, eu cred că societatea civilă are suficiente instrumente să pună presiuni pe guvern, nu văd aici mari riscuri de viitor. Dar cea mai mare risc de viitor pe care îl văd și de fapt noi considerăm că este și o criză, dar despre care se vorbește foarte puțin, ține de sectorul public și în special angajații din sectorul public, din administrația publică centrală, parțial și locală. Fluxul angajaților în acest sector atinge exodul, să spunem, să nu zic fluxul, exodul atinge cote extraordinare.
prestigiul profesiei, motivația este foarte mică, pe când solicitarea și presiunea pe sistem este absolut incomparabilă cu capacitățile și cu ceea ce reprezintă funcția publică. Dacă ne referim aici la două aspecte, deci asta este central ce trebuie, deci părerea mea, asta este cea mai mare problemă de guvernare la moment, fiindcă restul sunt reparabile, sunt criticabile, pot fi ajustate. Deci noi dacă nu vom vorbi deschis, sincer, despre ceea ce este serviciul public la moment, deci noi riscăm să, de fapt, suntem într-un fel în această situație de bottleneck sau de cum... cum de spus, tu ai spus, trasabilitate la mine, nu știu cum se traduc în engleză. Deci noi avem o energie extrem de mare în societate, în societatea civilă, în mediul de afaceri, promovăm foarte multe schimbări, sunt foarte multe documente de politici gata spre aprobare sau nu știu ce, dar care se opresc în sectorul public. Noi avem zeci de cazuri, înregistrăm în fiecare jumătate de an de colegi din sectorul public care vin în organizații neguvernamentale să lucreze sau să angajează în calitate de experți, decât să meargă acolo. Și noi vorbim despre sectorul public la toate nivelurile. Sorry, domn ministru, dar chiar și la nivel de miniștri și la nivel de secretari de stat, deci cumva se creează cuplat cu alte probleme pe care le avem noi, de sistem de securitate informațională, de protecția caracterului politic. Da? Deci care este motivația să fii secretar de stat, viceministru, cum era pe timpul mai vechi, șef de direcție sau ceva, când ești expus extrem de puternic, când salariul este incomparabil cu domeniul privat și incomparabil și cu societatea. Noi utilizăm interchangeably motivație și recompensă. Mă supăr, deci Marcel, Marcel are motivație, dar înțeleg. Nu scuze, sigur că are recompensă pe măsură. Haideți să lăsăm comentariile după... Deci modernizarea sectorului public contează foarte mult, oamenii sunt, el trebuie privit în ansamblu. Eu nu cred că nu este vorba de lipsă de voință politică. Voință politică există, poate este mai degrabă lipsă timiditate politică, adică timiditatea de a merge în contradicții cu opinia publică, fiindcă modernizări spre bine a sectorului public niciodată nu dau bine politic, cum spun, public, trebuie să te contrazici. Da? Și aici intrăm într-un alt subiect, Ana, care l-ai spus, de comunicare strategică. Da? Dacă ar fi și comunicarea strategică mai bună, atunci noi am prezentat și lucrurile astea mai bine. Fiindcă, deci s-ar promova mai ușor și modernizarea acestui serviciu public. Da? Asta iarăși depinde de modernizarea serviciului public. Sistema, structurile ministerilor, agențiilor, de multe ori sunt învechite. Deci ele, chiar pe ce ține de comunicare strategică, le corespund anilor 90, două decenii în urmă. Un comunicator la minister asistat de unul, două persoane. Deci așa structură organizatorică, deci evident că ea corespunde altei epoci în dezvoltarea modernizării. Asta fiind una spusă, a doua am spus, deci noi trebuie să învățăm lecțiile din crizele care au fost gestionate. Sunt lecții foarte prețioase, sunt și pozitive, sunt și negative. Și ca urmare a acestor lecții, deci să fac și niște modificări iarăși la nivel de sistem public, fiindcă crizele vor continua, din păcate, noutatea nu prea bună, ele se vor perpetua și anul viitor, regiunea este foarte volatilă, problemele și provocările umanitare la fel. Ce ține de... poate eu nu m-am exprimat eu corect cuvântul motivație, deci nu am vrut să spun de motivație. Sigur că oamenii sunt motivați, vor să facă lucruri bune, dar noi trebuie să înțelegem că energiile care vin asupra acestui sector, sectorului public, în toate domeniile, nu vorbesc doar de un minister sau altul, sunt incomparabile capacitățile interne care există acolo. Și asta o vedem și după solicitările pe care le fac autoritățile publice, agențiile față de donatori, că se ajute cu resurse umane. Politicile devin mult mai complexe. Iată, dacă luăm, de exemplu, compensațiile, așa nivel și de targetare, și de anvergură,
și de verificarea veniturilor, nu, noi n-am avut în experiența Republicii Moldova, ca să iei de undeva, să o... hai să-l iau pe, nu știu, pe Vadim sau pe domnul Sainciuc, au făcut, nu au fost, deci sunt lucruri noi. Și politicile vor fi și mai complicate, și vor solicita și mai multă econometrie, și mai multă analiză, și mai multă planificare, modelare pe viitor. Și întrebarea care trebuie să ne punem noi toți, nu doar factorul politic, este dacă ministerile vor avea aceste capacități în viitor. Eu despre reforma justiției n-am să spun, s-au referit alții. Mersi foarte mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult, Vadim. Doamnelor și domnilor, spațiul alocat discuțiilor noastre se apropie, de fapt a fost depășit, dar noi nu putem încheia acest eveniment fără a aloca spațiu pentru câteva întrebări. Vă rog frumos, domnule Kalman Mijei. Thank you very much, Anna. After this very long period of 8-9 long presentations. Mulțumesc frumos pentru aceste prezentări. I will speak in private capacity. Eu voi vorbi în calitate privată. Nu are nimic ce legătură cu Transnistria. Îmi place, mi-a plăcut prezentarea de deschidere și prezentarea lui Denis. De acord, este un guvern de bun de administrare a crizilor. De asemenea, cred că este un guvern cu calități diplomatice bune. Iuliana a evidențiat că ei au făcut sau bună și acesta este un beneficiu de lung durată. De acord cu dumneavoastră că nu este un guvern de reforme. Și întrebarea este dacă acest guvern trebuie să devină un guvern de reformă. Eu cred că trebuie, dar cred că e dificil. Din cauza că noi acum suntem într-o criză și noi împreună, noi, Uniunea Europeană și Guvernul, trebuie să înțelegem care sunt reformele care pot fi promovate fără să riscăm prea mult, atât din punct de vedere imaginii politice. Da, este aici. Mi-a plăcut contribuția. Trinții a evidențiat de asemenea și alții importanța reglementărilor. Acesta e ceva care poate fi făcut fără să pierzi capital politic și va putea avea efect pozitiv asupra economiei. Eu am lucrat asupra acestui lucru în Ucraina, aici, doar în calitate de observator. Chestiunea cea mare este dacă guvernul și UE împreună pot defini reformele sistemice adevărate. Voi vorbi iarăși un exemplu. Dimitru Cipski a prezentat 66 de priorități. Eu am conclus că nu există nicio prioritate. Avem probleme similare aici. Există mai puțin decât trebuie inteligența de stabilire a acestor priorități care au un caracter sistemic și noi avem aceeași problemă în Bruxelles. Poate sunt câteva persoane, dar nu există masă critică de înțelegere asupra acestui acces. Sunt brokeri, pot să-ți impună 50 de priorități, însă e foarte important ca guvernul, inclusiv președinția, să stabilească aceste priorități, să le definească bine. Din cauza că reforma judiciară este importantă, dar provocările adevărate este ce în sistemul judiciar, din sistemul judecător, este mai important și etc. etc. Deci, datorită timpului dat, eu mă voi opri aici, dar felicitări prezentatorilor, în special pentru sumar și prezentarea reformelor. Doamnelor și domnilor, dacă mai sunt întrebări din sală, domnule Bărunsus. Da, am o întrebare către Stas Madan, foarte scurtă. O să răspund atunci Alexandru sau Adrian, pentru că oricum sunt economiști. Deci Stas ne-a prezentat o situație foarte, să spunem așa, rosy, da? În culori de trandafir, mai mult roz, că sectorul bancar e unul rezilient,
Dar uitați-vă că acordă credite cu precădere în valută străină și mai puțin în valută națională. Opinia mea este că asta trebuie să fie un semnal de alarmă. De ce? Pentru că acei agenți economici, care pe de-o parte ne spune că s-au înmulțit, dar pe de altă parte, ca și număr de angajați, s-au diminuat și în concluzie economia, că să nu-i spun tenebră, paralelă, neformală, crește. Întrebarea e dacă o să fie ei capabili la scadență să întoarcă creditele și nu se prefigurează oare o criză potriva aceleia pe care astăzi România o vedem prin instanță de judecată, Raiffeisen e obligat să întoarcă banii pe care i-au pretins și de fapt i-au luat de la împrumutați, pentru că ce au făcut ei? Au denominat creditele în franci elvețieni. Cine în România câștigă franci elvețieni, da? Deci eu presupun că e același lucru. Asta e prima întrebare. A doua întrebare, Adrian foarte corect a menționat că, uite, guvernul ăsta nu-i transparent, nu implementează analiza impactului de reglementare, mecanism pus la punct cu ajutorul Băncii Mondiale încă în 2006, când eram eu pe acolo și eram membru a Comisiei de Stat pentru Reforma Cadrului Reglementare. Este foarte trist, da? Dar întrebarea fundamentală pe care trebuie să ne punem, Adrian, nu simptomele, dar cauzele. Pentru că când se va înțelege că avem nevoie de un alt sistem de guvernanță, de reglementare, că identificarea problemelor care trebuie reglementate trebuie să fie una participativă și nu indusă din extern, cum apropo tot corect ai menționat. Da? Deci nu doar de agenda europeană, dar conștientizând problemele cu care se confruntă sectorul real. Și ultimul lucru despre sectorul real, pentru că este și doamna Busuioc, și Marcel, mă bucur. Mesajul principal care trebuie să-l transmită un guvern e următorul. Vrem să vă vedem bogați. Și până la pragul, când oamenii nu ating pragul minim de decență, nimeni nu te impozitează. Pentru că asta nu e altceva decât să miști banii dintr-un buzunar în altul, de aici să-l iau prin impozit, de aici să-l dau ca alocație, ajutor la contor, nu știu ce. Deci costuri tranzacționale în stare pură cu realocarea. Simplificare la maximum. Deci până moldovanul nu a ajuns nivelul estonianului, niciun fel de impozitare. Dați-i voie copilul să crească, cum spune în Moldova, să se zborotoiască, da? Și pe urmă, impozitați-l. Dar până atunci avem situația de musca la arat. Deci doamna Busuioc foarte clar a spus-o. Când au ieșit oamenii să are în câmp, au venit și controlorii care în viața lor nu arată niciodată. Da? Deci activități de astea în guvern de musca la arat îs cu vârf și îndesat. Deci aș vrea să Adrian să comenteze lucrurile astea. Mersi. Victor, mersi mult. Eu foarte scurt pe referitor la creditarea în valută. În primul rând, creditele în valută se dau nu tuturor, dar doar întreprinderilor care fac comerț extern. Deci vorbim de companii angajate în export-import, nu e vorba de aceleași credite în valută care a fost situația în România și nu putem face aceleași paralele. Doi, la noi sistemul bancar deja este foarte conservativ, avem un nivel de intermediere financiară foarte scăzut, nivelul de ponderea creditelor bancare în PIB este la minim, la nivel cel mai mic din regiune. Deci nu este nicio problemă și niciun risc cu privire la o potențială criză sau bulă de creditare, nu există acest risc și sistemul bancar este stabil, într-adevăr, supra-lichid, foarte bine capitalizat și, apropo, după criza miliardului, este și probabil cel mai transparent și cu cea mai bună guvernanță corporativă din tot sectorul privat. Deci problema transparenței acționarilor și beneficiarilor finale a fost soluționată la 100%, ceea ce este evident un element foarte important. Și referitor la îndemnul tău, referitor la presiunea fiscală, eu trebuie să menționez. Deci, noi deja avem în Republica Moldova un nivel de presiune fiscală
relativ scăzut comparativ cu țările din regiune. Nu putem spune că statul impozitează și ratingurile internaționale, inclusiv ratingul libertății economice, din contră accentuează că presiunea fiscală este mai curând în avantajul nostru, în avantajul mediului de afaceri, dezavantaje și bottlenecks fiind tot în altă direcție, pe care nu știm, e vorba de cum funcționează sistemul justiției și cum funcționează instituțiile. Deci aici aș fi... Da, asta am vrut să mulțumesc. Mersi. Mersi mult. Mai putem să luăm două întrebări și vom încheia. Domnule Tigineanu, vă rog. Da, vă mulțumesc. Timp nu este. Eu aduc felicitări echipei de la Expert Group, un raport bun, care reflectă adecvat situația și, desigur, noi suntem pe calea cea dreaptă, acum totul depinde de noi. Eu, în ultimul timp, am mai fost în licee, și în fața studenților am avut prelegeri. Vreau să vă spun că avem tineri talentați. Dacă noi vom reuși să îi menținem acasă, atunci noi, desigur, vom face față provocărilor și vom deveni un tigru european, cum s-a exprimat domnul Groza. Și un anunț, mâine, la Academia de Știință a Moldovei, domnul membru corespondent Alexandru Stratan va ține o prelegere, o lecție publică, evoluții recente și perspective de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Desigur că prelegerea în baza unei analize profunde a situației și cu atât mai mult va veni și cu perspective. Eu vă invit mâine la ora 10, sala de conferință a Academiei de Știință a Moldovei. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult, domnul Tigineanu. Domnul Preașcă, vă rog. Mi-a plăcut foarte mult prezentările și am, să zic așa, o întrebare și o remarcă. Deci, prima este referitor la politica. S-a spus despre faptul că există deficit de cadre în sistemul bugetar. Este o problemă de cadre. Dar noi vedem că dacă nu sunt completate cadrele în instituțiile de stat, vedem că, de fapt, se creează noi structuri. Se vrea să un minister al energeticii, se creează vicesecretari de stat, funcții suplimentare, chiar ieri s-au aprobat la guvern. Și vreau să întreb, cum se combină situația asta, că pe de o parte spun că nu sunt completate statele care sunt, dar pe de altă parte se creează noi. Adică e o contradicție și guvernul acesta de fapt a spus că noi vom optimiza, vom face, dar de ce are loc o tendință inversă? Asta una la mână și a doua am vrut să întreb referitor la evoluția cu numărul de întreprinderi. Anul acesta au fost lichidate la vreo 100.000 de gospodării țărănești. S-au reorganizat. Unele gospodării țărănești chiar sunt companii foarte mari, adică au afaceri de sute de milioane de lei. Deci s-a luat în considerație și acest aspect în studiul Expert Group, fiindcă acolo e chiar o schimbare radicală, adică se radiază pe că erau multe care nici nu funcționau. Mersi mult! Mersi mult pentru întrebări. Direct la a doua întrebare, da, am luat în considerație, deci și gospodăriile țărănești. Și la a doua întrebare, la prima întrebare, este un pic, într-adevăr, pare disonanță, dar de fapt nu este nicio disonanță, pentru că, cum s-a menționat deja, noi ne-am asumat, guvernul Republicii Moldova și-a asumat o agendă de reforme foarte complexă în contextul obținerii, în contextul statutului de țară candidat și pentru a începe negocierile pe toate 35 de capitole, noi avem nevoie de o creștere a capacităților, avem nevoie de mai mulți oameni în ministerie, inclusiv, deci avem nevoie de mai mulți oameni în ministerie, tocmai pentru aceasta și să România, de exemplu, a mers pe o extindere a sectorului public și mai mare decât o facem noi,
De ce aceasta își motivează? De ce se va extinde numărul de funcționari? Da, deci în contextul acestei agende de reformă. Mersi. Doamnelor și domnilor, dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Lupșor pentru câteva concluzii finale. Foarte pe scurt, pentru că am depășit toate termenele posibile. În primul rând, faptul că noi am avut astăzi o discuție atât de vie și sinceră, și cu critici, și cu laude în adresa guvernării, deja este un semn bun privind starea națiunii, starea țării și sperăm să continuăm această tradiție pe viitor. Eu am trei mesaje pentru acei trei elemente fundamentale a fiecărei națiuni, inclusiv a Republicii Moldova, oameni, firme și guvernare. Pentru oameni, mesajul este să fim uniți, coeziunea socială este acum mai importantă ca niciodată în contextul crizelor cu care ne confruntăm. Chiar și în contextul războiului hibrid, care este prezent și pe teritoriul Republicii Moldova, și aici este un îndemn din partea noastră să vă informați din surse demne de încredere și să aveți grijă la fake news, la manipulări, care probabil se vor intensifica în viitor. Pentru firme, aici doar curaj și proactivitate în contextul în care ați menționat ODA, programele care le oferă ODA trebuie valorificate, aplicați și faceți uz de toate oportunitățile pe care guvernul în pofida cadrului fiscal limitat le pune la dispoziție firmelor. Și pentru guvernare îndemnul este să... Eu nu vreau să aud așa multe scuze, de ce nu merg unele reforme, vreau să văd rezultate și cred că opinia mea este împărtășită de mulți oameni. Deci haideți un pic să uităm de scuze și să mergem înainte pe calea reformelor. Este un mesaj general, dar sper să fiu înțeles corect. Eu nu vreau să văd o guvernare a scuzelor, eu vreau să văd o guvernare a reformelor. Aveți tot suportul în acest sens. Suportul societății civile, un suport fără precedent. Noi, ca expert grup, în mod deschis susținem aceste demersuri de reformă și acest vector european cu măsura expertizei. Contribuim și vă ajutăm. Aveți suportul partenerilor externi, aveți suport politic, aveți suport popular. Vă rog frumos să faceți uz maxim de acest suport, pentru că ceea ce am văzut în ultimele luni, în pofida suportului politic, această incertitudine politică este impardonabilă și este un mesaj adresat celor care cumva decid soarta guvernelor, soarta miniștrilor, soarta mersului de reformelor. Aici noi nu trebuie să avem aceste discuții, noi trebuie să discutăm nu despre ce ministru trebuie demis sau ce prim-ministru trebuie demis și când, dar trebuie să vorbim despre reforme, ce reforme trebuie să facem și când să le facem. Pe final, doar ultima propoziție, nu pot să nu menționez acest lucru. Noi discutăm starea țării în această masă, cu lumină, în cald, ne așteaptă o pauză de cafea, la 4 ace, dar noi nu era să discutăm starea țării dacă Ucraina nu punea acea rezistență invazie rusești, dacă forțele armate ucrainene nu manifestau acel curaj, determinare și dacă întreaga societate ucraineană nu manifesta acea coeziune în contextul acestei invazii rusești. Deci vreau să închei prin a... Noi trebuie cu toții să spunem acest lucru, să recunoaștem acest lucru. Glorie Ucrainei, glorie forțelor armate ucrainene și eu sper foarte mult să învățăm noi ca societate, să învățăm din această coeziune și să învățăm lecția care acum Ucraina oferă, nu doar Republicii Moldova, dar întregii lumii, inclusiv Europei, întregul continent european.
Vă mulțumesc. Mersimul, domnule Lupușor. Eu aș vrea în numele Fundației Friedrich Ebert să vă mulțumesc, să mulțumesc tuturor colegilor de la Expert Group pentru acest parteneriat fidel și de durată. Evident că o oră de vreme pentru discuții, pentru a discuta despre starea țării este insuficient. Sperăm noi însă că aceste discuții vor lansa noi dezbateri pe marginea provocărilor cu care se confruntă țara noastră pentru a identifica cele mai bune soluții la acestea. Vă mulțumesc foarte mult și vă invităm la o gustărică cu... în...